Creează-ți cont pe lasvegas.ro, validează-l și primești gratuit 222 de rotiri cash la Big Bass Splash. Vânătoarea subacvatică începe acum. Pescuiește cele mai mari câștiguri. Lupse. Cine o să câștige? Care dintre cei doi o să-l întâlnească pe Benino în cușca Eric Saf? Live, 15 februarie, Next Fighter 12, pay-per-view. Main event, Dan Blondu vs. Adil Lupse. Co-main event, Marius Budin vs. Antonio Angel. Plus 4 lupte spectaculoase. Cumpăr acum pay-per-view de pe ericsaflive.com. Locul unde găsești echipamente din galele Eric Saf. Tricouri Eric Saf Streetwear Collection. Accesorii cu branding Eric Saf. Cumpără acum accesând magazin.ericsaf.ro. Eric Saf Live. Urmărește live galele Eric Saf. Înregistrează-te în contul tău Eric Saf și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Saf. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Saf. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. Eric Saf, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Bună seara, vă spun de aici, din cușca Eric Saf. Sunt Alexandra Cărare, iar împreună cu prea înaltul, minunatul meu coleg Ionuț Pitbull Atodiresei, vă vom prezenta face-off-ul pentru gala Next Fighter cu numărul 12. Dar înainte de a-i da cuvântul colegului meu, vreau să vă reamintesc sponsorul principal Las Vegas, fără de care aceste gale nu ar fi posibile. Unicul sponsor. Unicul. Mulțumesc pentru prezentare. Sunt alături de Alexandra Căreara în această seară și de cei 12 pe care îi veți vedea în minutele ce urmează să intre în cușca Next Fighter. Nu uitați că această gală o puteți viziona în sistem pay-per-view pe site-ul ericsaf.ro. Cumpărând pay-per-view doar la 5 euro. Și putem să achiziționa pay-per-view și prin SMS, trimițând SMS la 7425 cu textul Eric Saf. Veți primi acolo un cod, respectați pașii și urmăriți această gală. Avem doi invitați dintr-un prim match din gala Next Fighter numărul 12, gală care va avea loc mâine seară de la ora 20. Colega mea, Alexandra Cărare, îl va prezenta pe primul invitat. Colțul albastru. Colțul albastru, okay. Exact. În colțul albastru, doamnelor și domnilor, îl avem pe Mădălin Dun. Bună! Bună seara! Bine te-am găsit! Bine ai venit aici la noi în emisiune! Bine v-am găsit! Până să aflăm mai multe despre tine, vreau să-ți prezint și adversarul tău, doamnelor și domnilor, în colțul roșu, Gabriel Tauru! Bine te-am găsit, bine Gabriel! Bine v-am găsit! Bună seara! Mă bucur că sunt aici! Stai să încep întâi cu Mădălin. Cum te-ai înscris la Next Fighter? Deci, totul a început printr-un simplu video care el a postat pe TikTok. Eu. Voi aveați ceva între voi? Nu, n-am avut ceva neapărat, doar că eu mi-am dorit de mult să lupt într-o astfel de gală de amatori, pentru că mi-a plăcut întotdeauna sportul de contact, dar am făcut doar sport, sală și atât. Și l-am văzut, mi-a adus și mie aminte de ce mi-am dorit în copilărie și am decis să-i răspund și să-l provoc, să vedem dacă acceptă, dacă are curaj să accepte. Și cum a reacționat? A acceptat, da, a făcut un video, mi-a răspuns și el la rândul lui, a spus că e de acord, că vrea să lupte cu mine. A făcut multe vizualizări acest video? Da, a făcut ceva.
A făcut câteva mii bune. De meserie ești sudor, din ce am înțeles. Da. Ce au spus colegii tăi, prietenii, familia, că te-ai înscris la așa o nebunie, o aventură, să lupți în Cușca Next Fighter? Da, mă, nu știu, familia este lângă mine, bineînțeles, indiferent de situație. Vă dați seama că nu le-a... Ți-ai luat în calcul și o înfrângere? Da, normal. Când intri într-o astfel de luptă, plus că nici nu îți cunoști așa bine adversarul... Se poate întâmpla orice. Da, exact. Dar... Ai emoții pentru lupta de mâine seară? Oarecum, dar nu. Sincer, nu. Crezi că îi vei face față? Cu siguranță îl termin. Cu siguranță? Văd că ești sigur pe tine. Cât crezi că va rezista în cușcă cu tine... Sincer, eu aș vrea să ne batem cât mai mult, să ducă 3 reprize meciul, pentru că îmi place sportul ăsta și o șansă unică. Ai mai practicat sportul de contact? Am cochetat în tinerețe, dar acum 15 ani. Cât de mult ai pregătit pentru acest meci? Păi de o lună, de când am aflat că o să lupt, zilnic, 7 zile din 7 din am fost în sală. Ce am înțeles, ești frizer. Da. Mulți frizeri, să spunem așa, oameni din zona asta, cu hairstylist, cu frizeri, au intrat în Cușca Next Fighter. Și chiar ce vă face? Chiar au făcut treabă. Chiar și Alex Zenoaga este unul dintre ei. Da. Ne place competiția. Avem în sânge chestia asta. Și în meseria asta. Suntem competitivi. Cum ți-a venit ideea să te înscrii la Next Fighter? Păi, sincer, m-am uitat la ultima gală Next Fighter și pe vreo 3 zile stăteam în pat, am ațipit și am visat că o să lupt în gală. Și ai visat? Da. Și m-am trezit, am pus mâna pe ai telefon. Ai pierdut sau ai câștigat în visul tău? Doamne, era prima repriză, era showdown. Era arbitru și ne despărțise, haideți la și lucru. Și să înțeleg că l-ai văzut și pe Mădălin. Nu. Dar cu cine te luptai? Nu, eu am făcut după asta mi-am deschis cont de TikTok, am făcut un video. Nu aveai TikTok? Nu, am făcut video ca frizer totuși trebuie să te promovezi, nu crezi că ți-atragi clienți? Nu am nevoie de promovare, din TikTok. Sunt vechi în meseria asta și nu mai și chiar oricât de vechi ai fi, ce vine în plus. Da, așa e, da. Uite, nu am... Asta e cheia, trebuie să te promovezi mai mult când îți merge bine. Da, da. Și mi-am deschis cont de TikTok, am făcut videoclipul cu Erisev Next Fighter și a bubuit. În 2 zile aveam 800 de urmăritori, 70.000 de vizualizări. Oho. La clip. A văzut că a spus Mădălin că a văzut videoclipul meu și a răspuns și a zis hai, mă bat cu oricine, nu conta. Cine te va susține mâine? Din stafful meu, Cristi Iorga, antrenorul meu, și Dulgheru Gabriel, colegul meu de sparing, care... Te-ai dus la o sală cu specific de MMA, la Cristi Iorga, pentru că îl cunosc, este luptător profesionist de MMA. Tu unde te antrenezi și cu cine? Unde te-ai antrenat? Pentru că bănuiesc că știți de ceva timp de luptă. Da, de o lună și ceva știm de luptă și vă dați seama că și eu m-am antrenat zi de zi. Am stat poate și 5 ore în sală și m-am antrenat la Cătălin Smărândescu, în sală la Târgoviște, la noi. Am înțeles. Doar că el este acum la Exatlon și m-am antrenat cu Survivor. La Survivor. M-am antrenat cu Cătălin Răuță și cu Denis Moiceanu. Darius, pardon. Câte minute îi vei da adversarului tău? Nu știu dacă... Mi-ar place să mă juc un pic cu el așa, nu lași... Îți dorești să duci lupta în picioare sau la sol? Și în picioare și la sol. O să-l mătrășesc pe aici toate cuștia. Stai bine pe partea de sol? Ai lucrat? Te-ai antrenat pe sol? Da. Foarte bine. Tu unde îți dorești să duci lupta? Și în picioare și la sol nu contează. Deci ești pregătit. Sunt pregătit. Sunteți pregătiți, hai să o luăm în ordine, să reziști 3 reprize de 3 minute în cușcă și de 5 cu Gabriel Tauru. Și de 5 minute vă spun din propria experiență din cauza presiunii meciului. Da, știu, sunt conștient. Din cauza presiunii meciului, emoții, adrenalină, febra meciului, nu o să mai fie atât de ușor acolo. Nu, eu nu mă sunt pregătit, nu știu el acum. Sunt la fel de pregătit. Sper să nu mă dezamăgească. În sală, la antrenamente... La sparing nu simt, adică duc. Cu cât încep să vă cunosc tot mai mult, cu atât îmi pare lupta mai interesantă. Eu așa simt. Deci o să fie o luptă interesantă. Pentru că chiar o să fie o luptă interesantă. Unde îți doresc să ajungi în Erexia? Eu vreau să continui în promoția asta. Sincer, visul meu vreau să ajung să lupt cu Zenoaga. Pentru centură? Pentru centură, da. Cu cine? Cu George? Da. E un luptător bun și eu îl respect, 84. Ești acolo, la 84 de kg are George Zenoaga centură. Da. Și îmi doresc să succes! Mulțumesc frumos! Tu unde îți dorești? Da, de asemenea și eu îmi doresc să
excelez, să urc piramida. Vreau să iau pe toți, mai ales pe Neveu, am ceva cu el personal. Aici vreau să te întreb dacă ai ceva cu cineva. Da, mamă, abia aștept. Cu nu știu, vine mâine seara aici? Cred că îl iau și pe el. Nu dacă, știm dacă va veni, dacă dar nu mă obosesc așa tare. Dar ce s-a întâmplat? De ce a taciut? Păi nu, sincer, n-am nimic cu el personal așa, doar că am tot văzut că provoacă luptători profesioniști și așa. Și n-a numit să... Nu la se pare nivel să declarativ... Tu poți să provoci pe oricine, poți să spui orice, chiar dacă par penibil și te faci de râs, că mulți nu-ți dau atenție din cei pe care îi provoci. La nivel declarativ te poți auto-intitula, emblemă, legendă, cum vrei tu, dar trebuie să confirm ceea ce spui. Cu siguranță, da. O să bine, asta după meci, în caz că mi-au bătaie, îți dai seama că, dar nu... Uite, Conor McGregor era un personaj și este un personaj foarte controversat, îi făcea praf țândăr pe toți adversarii în conferințele de presă, dar în momentul când intra în cușcă, arăta ceea ce spunea acolo. Exact, și într-adevăr, exact. Da. Deci, da, una e să vorbești și să ții bătaie, să ai un record cu 2 cu 4 sau 2 cu 6 cât are. Da. Și după aia să fugi din cușcă. Ce vei face dacă îți vei lua bătaie mâine seara? Te vei simți dezamăgit de tine? Dezamăgit, da, vă dați seama că orice bătaie ții și când ești învins, când ții bătaie, automat ești dezamăgit de tine, în primul rând. Dar eu consider că nu. În caz că îți vei lua bătaie, vei dori să mai intri? Da, logic. Cine ți-ai dori să te susțină și nu poate să ajungă? Păi, sincer, mâine vor să... Vină aici fix oamenii care îmi doresc să mă susțin. Care îți doresc să fie. Da. Dar nu este nimeni altcineva care nu poate să ajungă. Nu. Am înțeles. La tine ai pe cineva? Am o grămadă de susținători. Ținând cont de faptul că eu vin de la sat, sunt un băiat de la țară, simplu și modest. Și am o grămadă, chiar o grămadă de susținători. Chiar toți m-au întrebat cum poate să cumpere bilet să vină, dar... Poate păcate... să cumpere pay-per-view, pentru că locurile sunt foarte limitate, că aici spațiul nu e atât de mare, nu este o gală cu public, este sistem pay-per-view și poate să plătească 5 euro în pay-per-view și să se strângă toți să te vadă. Da, le-am comunicat asta. Da, cum a spus, familia, dar n-am putut decât aduce 2 membri și restul a trebuit să aducă antrenori. Care sunt cei 2 membri? Care păi este un văr de al meu și un unchi. Un unchi? Părinții mei sunt plecați în străinătate, da. Și... Vor cumpăra pay-per-view să te vadă de acolo? Live? Da, sigur, da. Au cumpărat deja. Ce părere au avut prietenii, familia ta, în momentul în care au aflat că vei intra în Eriksen? M-au întrebat cum de n-am făcut asta de mai mult timp, pentru că sunt și o persoană mai explozivă, așa, și mai cu un trecut mai nebun, să zic așa. Detalează un pic. Da. La liceu nu prea eram cu minte așa și, da, trebuia să mă apuc de un sport de ăsta, să mă liniștesc. Te-a ajutat foarte mult sportul, să înțeleg, da, să te temperezi. Da, sigur, da. Adică să mă descarc și așa. Câte șanse îți dai pentru mâine seara, având în vedere că acum ți-ai întâlnit adversarul și îl vezi față în față? Și am auzit mai devreme că ți-a spus, ai grijă ce spui, că o să te arunc peste cușcă acum. Cum mă uit eu așa la el, nu prea cred că are el puterea necesară să mă... Dar, în fine. Îmi place să fiu... Dar te-ai intimidat în momentul în care ți-a spus, ai grijă ce spui, că te arunc peste cușcă? Poate. Pentru mine vorbele sunt egale cu zero. Tu ce părere ai despre ce spune adversarul tău? Tocmai că, cum a spus acum, că vorbele pentru el sunt egale cu zero, de asta vreau să-i arăt mâine în cușcă. Da, dar hai să spun ceva. În momentul când ajungi aici la face-off și iei puls un pic la adversar, îl vezi, e timorat. E încrezător, nu îmi place de el că e încrezător. Nu e încrezător. Deja poți să te pronunți și să scoți ceva pe gură. E încrezător. Până să-l vezi față în față, pentru că din cauza asta acest face-off este foarte important. Până să-l vezi față în față, nu prea poți să-ți dai seama de el. Doar printr-un video ce ați făcut voi la nivel declarativ pe TikTok și bănuiesc că v-ați văzut acum pentru prima dată în viață. Nu. Ne-am văzut tot aici, am făcut poze. La ședința foto. Da, și am făcut și Scandenberg chiar. I-a trosnit și cotul și încheietura și umărul. Deci să înțeleg că tu ai câștigat la Scandenberg. Bineînțeles, vă arăt și videoclipul. E mai vânos, e muncit pe câmp. Păi și crezi că mâine nu o să fie la fel de vânos? Păi Scandenberg cu lupta în cușcă e diferită. Mâine. Răspunsul lui mai devreme a fost în felul următor. Stai cu minte că nu poți să mă ridici. Vedem. Păi chiar vorbeam acum cu el și mi-a spus că are câte kilograme ai?
79, eu am vreo 84. E o diferență, nu e atât de mare, da, diferență. Da, dar la sală, la antrenamente m-am luptat numai cu băieți de 100 de kilograme și ridicam capul. Total de acord, dar crede-mă, n-are nicio treabă sala cu emoțiile pe care le vei simți mâine seara aici. Da, vedem mâine. Nu uitați, mâine seară pe site-ul ericsef.ro această gală Next Fighter 12 în sistem pay-per-view doar la 5 euro. Vă puteți achiziționa pay-per-view și prin SMS, dând SMS la 7425 cu textul ericsef. Veți primi un cod, urmați pașii și urmăriți această gală. Mădălin, da. Spune-mi, te rog, pe lângă familie și prieteni, ai iubit, ai relație? Nu, din păcate nu. Am avut în trecut, că da, n-am mai mers. Chiar dacă astăzi este 14 februarie, am scăpat totuși de... Și să înțeleg că te bucuri că ai scăpat, da, de surpriză. Oare... Nu. Spune-mi, te rog, tu, eu, în afară, da, de familie și prieteni. Sunt căsătorit și am și 2 copii. O, să-ți răiază. Da, mulțumesc frumos. Știu că nu prea toată lumea e, când am de că am 2 copii, sunt așa, mamă, tu, copii, parcă nu. Ce am, vârste au copiii tăi? Fiica mea are 3 ani și băiatul 1 an și 2 luni. Mulțumesc frumos la fel, doamne, sunt prea mici să se uite. Și nici nu vreau să se uite, că nu vreau să-i învăț cu violența, cel puțin pe fii mea. Mâine seara soția ta va fi aici? Da. Nu crezi că emoțiile vor fi mult mai mari din cauza că soția ta va fi aici? Eu când luptam și veneau foarte mulți apropiați la lupta mea acolo, fizic în sală, oricum se uitau la televizor, punea presiune mult mai mare pe mine, ca să nu-i dezamăgesc. Da, nu știu, din contră, la mine din contră, eu cred că dacă ea va fi în spatele meu, automat o să mă gândesc că el va vrea să treacă de mine și nu va putea, pentru că eu știu ce am în spate și știu pentru cine lupt și de ce fac toate astea. Am înțeles. Ne pregătim foarte de face-off. Frumos. Hai, băieți, sus aici, față în față. Puteți puțin mai aproape. Hai, fără emoții. Gata. Hai să ne calmăm. Mai aveți să puțin ce-ți dau mâine. În fața la cameră. Ne așezăm la loc. Dacă tot am terminat cu face-off-ul, vreau să îi faci o primă declarație adversarului tău, Taur. Prima un declarație. Mesaj, ce ai să-i transmiți? Deja e prea târziu, chiar nu mai poți să dai înapoi. Nu mai e ce face, nu știu ce să-i spun mai mult. Că bătaie oricum o să-și ia. Și pregătește-te mental, nu știu, odihnește-te bine. Ai grijă ce mănânci în seara asta. Da. Tu ce mesaj ai? Mesajul meu pentru greșeala asta ce a făcut-o aici, de nu-ți mănânci mâine rușinea de la mine, să vedem, vorbim mâine. Atât ați spun. Vorbim mâine. Cred că a fost o provocare foarte mare în momentul de față. Da, abia aștept. Eu abia te-ai transformat puțin la față, da, după ce te-am prins. Bine, da, că n-a început să plângă. Da. Să vezi ce plângi tu mâine. Noi vă mulțumim că ați fost alături vă de noi. Vă mulțumesc și eu. Frumos. Revenim cu următorii luptători. Cont pe LasVegas.ro, validează-l și primești gratuit 222 de rotiri cash la Big Bass Splash. Vânătoarea subacvatică începe acum. Pescuiește cele mai mari câștiguri. Blo-
Blondu vs. Lupse. Cine o să câștige? Care dintre cei doi o să-l întâlnească pe Benino în Cușca Eric Saf? Live, 15 februarie, Next Fighter 12, pay-per-view. Main event, Dan Blondu vs. Adi Lupse. Co-main event, Marius Budin vs. Antonio Angel. Plus 4 lupte spectaculoase. Cumpăr acum pay-per-view de pe ericsflive.com. Locul unde găsești echipamente din galele Eric Saf. Tricouri Eric Saf Streetwear Collection. Accesorii cu branding Eric Saf. Cumpără acum accesând magazin.ericsaf.ro. Eric Saf Live. Urmărește live galele Eric Saf. Înregistrează-te în contul tău Eric Saf și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Saf. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Saf. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. Eric Saf, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Ne-am întors cu cea de-a doua luptă din această, de mâine seară, îmi cer scuze, dar înainte de a vă prezenta luptătorii, o să vă reamintesc sponsorul nostru principal și singurul sponsor, Las Vegas. Unicul sponsor Las Vegas. Nu uitați, această gală o puteți viziona mâine seară de la ora 20 pe ericsf.ro, sistem pay-per-view. Prețul unui pay-per-view costă 5 euro și urmăriți toată gala. Vă puteți achiziționa pay-per-view și prin SMS, dând SMS la 7425 cu textul Eric Saf și veți primi acolo mai multe informații. Iar în acest moment vă voi prezenta colțul albastru. Care este cu... Bună seara! Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Seara. Daniel Moldovan Rus, doamnelor și domnilor, în colțul albastru. Să-l prezentăm și pe colțul roșu, doamnelor și domnilor, colțul roșu, Andrei Coca, bună seara! Bună seara, maestre, bună seara, Alexandra, bună seara, Daniel și tuturor telespectatorilor. Domnul Daniel, spuneți-ne câteva vorbe despre dumneavoastră, cum v-ați gândit să vă înscrieți în Eric Saf? Sincer, m-am gândit să mă înscriu în Eric Saf pentru că am avut un prieten care a luptat la voi în Eric Saf și el m-a împins de la spate. Cine? Ștefanel Varga. Ok. Crezi că vei avea șanse mâine seară să câștigi? Sigur. Sigur? Sigur. Cine te va susține? Am doi prieteni care mă vor susține, Danciu Daniel și Nedelcu Ștefan. Și prietenii mei care mă susțin de acasă. Ce părere au avut prietenii tăi, familia ta, că vei lupta în Cușcă? O părere foarte bună. Te-au susținut și te susțin în continuare. Mă susțin în continuare. Ok, am înțeles. Tu? Spune-mi câteva vorbe despre tine, cu ce te ocupi? Am 36 de ani, am o carieră de 20 de ani în spate în turismul românesc și nu numai. M-am decis să particip la Eric Saf. Este o poveste un pic mai lungă, dar să zicem pe scurt, mi-am depus dosarul anul trecut la Serviciul Român de Informații pentru că aș dori să urmez o carieră militară. Eu vin dintr-o familie de polițiști și militari și chiar dacă am lucrat în turism, pentru început tot timpul a rămas ceva în interiorul meu să văd dacă este potrivit și acest lucru pentru mine. Știu că una din probe, să zic așa, mi-a șoptit o păsărică, este să practic și sporturile de contact și atunci am considerat că Eric Saf este o șansă pentru mine, la momentul cum potrivit. Cum te-ai înscris și când te-ai înscris? La Eric Saf? Da. La Eric Saf mi-am depus prima dată cererea acum vreo 6 luni.
Ai făcut acel videoclip și... Da, l-am trimis și am așteptat. Și ai așteptat. Și până la urmă ai fost contactat. Da, da. Toate lucrurile sunt bune. Pentru că multă lume mă întreabă și primesc foarte multe mesaje, cum, că alegeți voi pe cine vreți. Uite, sunt oameni care așteaptă 6 luni, 8 luni, 10 luni și într-un final ajung și luptă în Cușca Next Fighter. Ce părere ai despre adversarul tău? Cât crezi că va rezista mâine seară în cușcă cu tine? Depinde cât de antrenat este. Un prieten bun de-al meu are o vorbă foarte frumoasă, antrenamentul bate talentul. Așa că au fost mulți sportivi de-a lungul timpului, ce au fost foarte talentați, dar pentru că nu s-au ținut de treabă, nu au ajuns la momentul de lucrezi și ca ghid turistic? Da, și ghid și consultanță, am lucrat și în Grecia, până în America, am făcut așa o... Să zic că am făcut toate nebunelile până la vârsta asta, încât să pot să am calmul necesar și disciplina să lucrez într-un sistem militarizat. Cât de sigur ești că vei câștiga meciul de mâine? Asta este un lucru iară foarte, foarte interesant. Eu n-am înțeles niciodată mentalitatea aceasta. Când există un meci în orice domeniu, nu poți altceva decât la victorie. Dacă nu te gândești la victorie, să ai o mentalitate de învingător și de campion, nu poți să faci performanță, pentru că totdeauna vei avea o emoție, poate și subconștient. Și atunci eu m-am pregătit cât a fost nevoie și cum vrea Dumnezeu, bineînțeles. Cât timp te-ai pregătit? Dosarul, cum am spus, l-am depus anul trecut. De atunci am început ușor-ușor cu antrenamente, întâi unul singur, iar apoi... Pentru că în viață întotdeauna împreună se realizează lucrurile mult mai rapid și mult mai bine și trebuie să ai oameni profesioniști alături de tine. Soarta mi l-a adus pe domnul George Zănoagă, care este antrenorul meu. Bineînțeles, spectatorii știu că este primul deținător de centură. Are, de la antrenor am dezvoltat și o relație de prietenie, este un om extraordinar. Mă cunosc și cu fratele lui, de asemenea, cu Alexandru. Te-ai tuns la el? M-am tuns la el. Te-ai tuns la el, am da. Înțeles. Asta vrea să ții secret pentru mâine. Da, îi felicit pentru că au ales și calea antreprenoriatului, dau dovadă de maturitate, seriozitate și am avut foarte multe lucruri și cu siguranță și pe viitor o să învăț foarte multe lucruri de la ei. Tu cât timp te-ai pregătit pentru meciul de mâine seară și câte șanse îți dai de câștig? Sincer, doar luna trecută m-am înscris la eveniment. M-am pregătit de când am făcut înscrierea și după ce am fost contactat. Ce, dar... vreo lună de antrenament? Vreo lună. Dar în trecut am mai făcut la facultate kickbox și acolo pot zic că e o pregătire. Te pregătești și pe MMA și pe kickbox? Da, exact. Unde? Ai luptat? Ai avut lupte? Nu, meci? Nu. Unde te pregătești, a întrebat colega? La MMA Transilvania, la Cluj. Ce am întrebat mai devreme ce părere au avut familia ta de faptul că te-ai înscris aici. Vreau să știu cine te susține mâine seară. Cine mă susține? Toți prietenii, familia, băieții care vin cu mine și spectatorii. Vine și vreun membru din familia ta, nu, mâine seară din familie aici? Nu. De ce? Sunt departe de mine. Sunt plecați. Da. Nu că nu ar veni să te susțină, exact. Sau că au emoții. Sunt plecați. Mama ta se poate uita live la meciul? Da, se uită și a cumpărat bilet. Uite, de exemplu, mama mea nu se putea uita la meciurile mele. Se uita așa, printre picuri. Mama se poate uita. Foarte frumos. Înseamnă că ai o mamă așa mai dură. Da, exact. Ți-a transmis gena, știi? Mai, exact. Mai agresivă. Având în vedere că ți-ai cunoscut adversarul, crezi că te poate intimida vreun pic? Sau te-a intimidat vreun pic? Ți-a dat vreo emoție în momentul în care... Sincer, nu. Chiar nu. N-ai niciun fel de emoție? Niciun fel de emoție. Tu? Eu am o altă viziune despre sport. Dacă ne uităm din antichitate, când erau jocurile olimpice și așa, erau o chestie, o bucurie. Și cu toate că este un sport de contact, se pot lăsa cu urmări, chiar și grave, nu trebuie să uităm ideea de bază că este un sport și trebuie să oferi o educație, trebuie să... Eu mă consider, și cum a fost generația dumneavoastră în MMA, putem fi, dacă ne prezentăm corect, ca și modele pentru viitoarele generații. Și asta vreau să transmit. Nu,
Violența asta rămână doar în cușcă, iar după ce se termină, să ne strângem mâna ca niște adevărați sportivi. Ai avut vreodată probleme cu vreun turist străin sau român nemulțumit să încerce să te agreseze sau nu i-a convenit ceva pe unde l-ai plimbat tu? Cel, să zic, mai periculos așa tur pe care l-am avut, eu de obicei studiez să văd grupul ce... ce au în cap, ce își doresc cu agenție. Dar de data aceasta nu am știut și chiar că este foarte interesant, tot de la Cluj l-am preluat la momentul ăla. Era un grup, un team building de polonezi, vreo 21, între care două fete. Eu totuși nu sunt mic, am 100 de chile. Și gândiți-vă că eram cel mai mic din grupa acolo. Și oamenii veniseră pe scandal, veniseră pe băutură și... am încercat să discut rezonabil cu ei, nu prea aveai cu ce, că toți erau cam luptători așa la fizic, cu toate că lucrau în vânzări. Și atunci, singurul moment în care am reușit să detensionez atmosfera, când am chemat mascații în Sighișoara să dau noroc cu ei, pentru că aveam, noi ne știm în turism cu toții, și atunci când au văzut duba de masca și am dat noroc cu ei, s-au calmat că au văzut cine e și Cocan, măcar în turism. Câte minute îi dai adversarului tău mâine în luptă? Pentru ce anume minute? Câte minute să reziste? Nu știu, depinde. Am înțeles că e fotbalist, deci aleargă bine. Acum să vedem care pe care. O să fiu Tom și Jerry. Acum vom vedea mâine cine o să fie Tom și cine cușca o să fie Jerry. Cușca Max Fighter e un pic mai mică. E o cușcă de bătaie mai mult. Nu prea ai unde să alergi pe aici, pentru că te prinzi repede. Și e o cușcă mică. Cred că va fi un meci destul de interesant. Vei vrea să duci lupta la sol? Depinde, știți că în acest sport o fracțiune de secundă poate schimba tot. Depinde, vedem ce o fi. Nu fac pronosticuri, nu, pentru că le aud în mers în viață. Gabriel, ești pregătit să reziști 3 reprize mâine seară? Da. Dacă meciul se va duce pe durata într-o lună, ai reușit să te pregătești pentru 3 reprize? Da, m-am pregătit pentru 3 reprize. Aș vrea să fie o luptă în picioare mai mult. De ce? Pentru că ai făcut kickboxing și ești avantajat, exact, clar. Exact. Dar deja ai dat afară din casă. Dacă el va încerca să ducă lupta la sol, ce face? Nu o să reușească. Ah, deci îl vei ține la distanță să, exact, nu reușească să ducă lupta la sol. În picioare. Ai încredere în forțele tale? Te-ai, da, te-ai antrenat și pe condiție fizică? Da, da. Ai alergat sau? Am alergat, am fost și la sală. Am făcut și la sală cardio. Foarte frumos. Mă bucur. Bun. Eu abia aștept să vă văd mâine seară și sunt foarte interesante contrastele astea, pentru că vine cineva din turism, vine cineva din alt domeniu, chiar tu cu ce te ocupi? Momentan sunt gestionar într-un depozit de ATV-uri și motociclete la Cluj, nu știu dacă s-au zis CF Moto. Am înțeles. Deci uite, vin oameni din zone diferite, nu... au treabă cu sportul de contact și asta e cel mai frumos. Și cel mai frumos, când a venit aici cineva care era șofer de camion acum, Next Fighter 2, nu mai țin minte, și mi-a spus, eu mi-am dorit toată viața mea să ajung să lupt într-o cușcă, nu am avut posibilitatea și șansa vreodată să practic vreun sport, să intru, și voi îmi oferiți această șansă. Și chiar m-a impresionat, pentru că era foarte sincer. Deci Eric Sefu și sponsorii noștri Las Vegas, asta face prin aceste gale Next Fighter, și de ce nu descoperim noi talente pentru gale următoare. Tu te mai vezi luptând într-o gală Next Fighter sau Eric Sefu? Să vedem dacă o să fiu recrutat după acest meci și o să mai primesc permisiunea, cu mare drag. Am înțeles. Îți dorești să mai continui, să, da, mai lupți? Sigur. Ai pe cineva anume cu care ai dori să intri în cușcă? Aș dori să lupt? Am un prieten. Da. Un prieten? Prieten. Poți ia de mine pe la Cluj. Am înțeles. Vreau să-l aduc aici. Foarte frumos. Știți și voi. Facem, ne pregătim face-off. De face-off. Mai aproape puțin. Cu fața la cameră. Mulțumesc, mergeți la locurile voastre. Cel mai bun să câștigi. Corect. Ce frumos, ați dat palma. Ce declarație ai să-i faci acum, o ultimă declarație, adversarului tău? Sincer, să mergi să te odihnești, dormi bine la noapte, mâine va fi o zi grea. Tu ce declarație ai să-i faci?
Având în vedere că el vine mai de departe decât unde stau eu, fiind în București, cred că lui trebuie și mai mult odihnă. Și cum am spus și acum, cel mai bun să câștige e să fie un meci frumos. Și să oferim spectacol. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Cont pe LasVegas.ro, validează-l și primești gratuit 222 de rotiri cash la Big Bass Splash. Vânătoarea subacvatică începe acum. Pescuiește cele mai mari câștiguri. Lupse. Cine o să câștige? Care dintre cei doi o să-l întâlnească pe Benino în Cușca RXF? Live, 15 februarie, Next Fighter 12, Pay-Per-View. Main Event, Dan Blondu vs. Adil Lupse. Co-Main Event, Marius Budin vs. Antonio Angel. Plus 4 lupte spectaculoase. Cumpăr acum Pay-Per-View de pe RXFLive.com. Locul unde găsești echipamente din galele RXF. Tricouri RXF Streetwear Collection. Accesorii cu branding RXF. Cumpără acum accesând magazin.rxf.ro. RXF Live. Urmărește live galele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. RXF, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Am revenit din scurta pauză de publicitate. Suntem la face-off-ul galei Next Fighter 12. Nu uitați că puteți achiziționa pay-per-view doar la 5 euro, să urmăriți această gală integral pe site-ul rxf.ro și mai puteți achiziționa pay-per-view și prin SMS la 7425 cu textul RXF și veți primi acolo toate informațiile. Iar înainte de a vă prezenta luptătorii din cel de-al treilea meci, aș vrea să vă reamintesc sponsorul principal, Las Vegas, singurul sponsor, și voi începe cu colțul albastru. Bună seara, Vasi, bună, bine seara. Ai venit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine suntem. Mulțumim. Pregătit? Foarte pregătit. Stai, cum a născut. Să-l prezentăm și pe cel cu care te vei lupta. Da, doamnelor și domnilor, în colțul roșu, Ionuț Corbea. Te salut, Ionuț. Nu ești departe de fenomenul RXF, că mi-aduc aminte la ultima gală Next Fighter All Stars, care a avut loc anul trecut în luna decembrie. Ai fost acolo pentru o scurtă intervenție, un scurt interviu. Eram alături de colega mea, Lavinia Mihaela Târzianu. Și l-ai provocat pe Ovidiu Neveu. De ce ai făcut treaba asta? Bună seara, bine v-am găsit.
În primul rând îmi mențin părerea despre Neveu. Este un om care n-are ce căuta în sportul ăsta și trebuie pus la locul lui. Și crezi că ești tu cel care îl poate cu pune? Siguranță, cu siguranță o să aibă parte dacă o să am ocazia de ceva frumos. De cât timp te antrenezi și de cât timp te-ai înscris la Next? Păi m-am înscris atunci și la gală. Atunci te-ai înscris? La gală și mă antrenez din acel moment până acum. Da. Oho, ai ceva timp de când te antrenezi. De cât timp te antrenezi, Vasi? De la 15 ani. De la 15 ani? De la 15 ani. Ai practicat sporturi de contact? Am practicat rugby. Rugby. Tot sport de contacte până da. La urmă. Poți să-i dai un placaj mâine seară ca la rugby și să-l duci la sol. Să și pum, și pum, numai și placaj. Pum. Vă și băteați acolo la rugby? E un sport destul de bărbătesc și mai ies bătăi acolo. Mai ies, mai ies. Cât timp ai practicat rugby? Vreo 4 ani, 4 performanță, ani. Ai făcut performanță? Da, da. Foarte interesant, pentru că au fost mulți sportivi din zona asta, rugby, fotbal american, care au intrat către MMA și au făcut chiar și performanță. Au plecat mulți sportivi de la noi din Brașov spre București, spre echipa mare, foarte mulți au plecat de la noi. Te-ai antrenat doar pe kickboxing sau și pe MMA? Amândouă. M-am antrenat singur pentru meciul ăsta. Singur? Singur, pentru că nu este un meci greu pentru mine, pentru că știu ce pot. Ok. Prietenii tăi, ce părere au avut în momentul în care ai luat decizia să te înscrii la Eric? S-au bucurat, pentru că mi-mi plac luptele de mic copil, mi-mi place mult să mă bat. E o diferență să te bați pentru bani și una să te bați de plăcere. Acum că ți-ai cunoscut adversarul, crezi că îi vei face față mâine seară? Cu siguranță. Ei nu fac nicio problemă. De ce ești atât de încrezător? Pentru că știu ce pot. Și nu numai eu, știe toată lumea. Știe ce pot. Tu ce părere ai despre declarațiile pe care... O să-l pun puțin în impas, o să ai probleme foarte mari cu mine, Vasi. Nu cred. Ba da, îți garantez, sunt un om cu o poveste foarte interesantă în spate. Păi fiecare are o poveste în spate. Desăvârșită și s-ar putea, cum am spus și în clipul precedent, să te arunc în afara cuștii. Nu cred. Nu știu cum să-ți spun, dar... Te arunc în afara cuștii. Câte secunde îi dai adversarului tău? Prima repriză o să mă joc un pic cu el, să iau pulsul și în a doua o să-l bag la somn. Păi și dacă ți-ai iau mai o prima repriză? Tot respectul, dar nu cred că o să se întâmple. Crezi că vei reuși să-i dai knockout? Da. Ești sigur pe... Sunt foarte puțini care au stat dintr-un pumn. Bun, dar să zicem că lupta se va duce pe durata 3 reprize de 3 minute. Dacă vrei, ești pregătit fizic să reziști? Da, extrem. Pentru că ai zis că te-ai antrenat singur. Mi se pare ciudat. De ce? Să nu fii practicat sport de contact și să te antrenezi singur. Mie mi se pare foarte ciudat și scuză-mă că spun, nu vreau să te jignesc. Mi se pare aberant un pic. Adică te antrenezi în ceva ce nu știi de unul singur. O să vezi că o să fie niște surprize extrem de mari. Eu abia aștept să văd această lucru. Tu cu cine te antrenezi, Ionuț? Sunt alături de antrenorul meu, Shakim Haurun. Și preparatorul meu, Ali Fizic. Și împreună cu ei mă antrenez de 2 ori pe zi. Foarte... Te-ai antrenat și pe partea de sol? Și pe partea de sol. Pentru și că din sunt ce pregătit mai... pentru Vasi din orice punct de vedere. Bine, oricum o să fie o joacă de copii, dar sunt pregătit. De ce crezi tu că o să fie o joacă de copii, având în vedere că el a practicat și rugby și nu este străin? Nu mă interesează sub nicio formă. Să mă duci la sol e foarte greu. Sunt convins, dar vom vedea. Nu ai am. Fapt, dacă vrei, te las să-mi dai și un pumn înainte. Nu, nu e nevoie. Uite, vrei să facem aici în fața camerei? Nu e nevoie, nu, chiar nu vreau să-ți caut spital după aia și toate astea. Nu, las, ne bate mâine și rezolvăm. Păi, tu îmi cauți mie spital și eu îți cauți ție spital. Merge, dacă păi, ești de la de treaba asta, putem mai să mai e puțin până mâine, puțin putem de tot, mai da. Câteva ore. Cum am spus, nu mă intimidează, nu mi-e teamă, nu. Am mâncat ceva mai mare chiar. Păi, și eu am bătut de ăștia ca tine, n-aveți mulți dușuri făcuți. N-ai ce să faci, știi? E mai rău când e unul singur, e mai ușor că-s mai mulți. Cine te va susține mâine? Cine va prietenii, face? Familia. Am un susținător foarte important care mă susține totuși, de acolo a plecat totuși, fără, de care nu puteam să ajung aici sub nicio formă. Și țin să-i mulțumesc. Cine? Spre cine se vorbește? O prietenă, o susținătoare. O susținătoare. Ce reprezintă Eric Sefu pentru tine? Sincer să fiu... În ultima perioadă, în ultimele luni, am avut niște declinuri foarte mari și niște încercări foarte mari. Și Eric Sefu pentru mine reprezintă încă o dovadă, pentru mine însumi, că pot să trec peste orice și pot să fac orice îmi doresc. Ai zis că ai o poveste de viață interesantă. Ce s-a întâmplat mai exact? Povestește-ne puțin. Puțin, pe scurt, așa, am avut un declin din care n-am mai putut să ies la suprafață, mental, cel puțin. Auzi. Și da, și s-a lăsat cu ospitalizare de 9 zile. Cu... Pentru tine? Da, cu o comă, cu...
De la ce a plecat toată treaba asta? Am cedat psihic, pur și simplu. Bine, ai cedat psihic, dar bănuiesc ca să cedezi psihic... Faci anumite chestii, da, exact. Cum ar fi? Ce ai făcut? Dragostea. Nu, dragoste. Cei de acasă sunt interesați? Ai consumat diferite substanțe? Da, 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 antigel, mai pe scurt. Antigel? Deci, da. Ai, practic, ai vrut să te sinucizi. Da, da, da. Eu o să vin mâine cu niște antigel. Nu-ți recomand. Data trecută când am luat-o, am dărâmat 14 polițiști, așa că nu cred că vrei să stai și tu acolo. Wow. Deci, da, a fost ceva un... comun, nici mie nu-mi plac polițiști. A fost ceva financiar mai mult și n-am mai putut să... Nu mai vedeam eu ieșire la suprafață în situația asta și Dumnezeu e singurul care m-a ajutat și iarăși m-a îndrumat către această gală. Foarte frumos. Deci clar trebuie să... Plus că vreau să-mi schimb stilul de viață. Ai un scop, ai un target până la urmă. Exact, asta vreau să-i spun și lui Vasile. Nu poți să te fui cu dorința și cu... puterea mea de a schimba lucrurile. Păi tocmai, dar e o diferență să te bați de plăcere, cum o bat eu, și una să te bați pentru bani. Nu o fac pentru bani. N-ai ascultat ce am spus. O fac pentru mine și pentru a-mi dovedi mie că se poate trăi și altfel. Unde te vezi în viitor, în RXF? Tot aici cu voi, doar că la un nivel mult mai mare, cu campioni adevărați, cu luptători adevărați. Adică o să fiu parte din familia asta la nivelul următor. Tu cât de departe te vezi în RXF? Foarte departe, am foarte mult de demonstrat. Și dacă mă antrenez la potențialul meu maxim, nu cred că poate să facă nimeni. Să înțeleg că nu te-ai antrenat la potențialul tău maxim, nu. Pentru că ai zis un dacă. Da. Dacă mă antrenez la potențialul meu maxim. Deci tu te-ai antrenat doar așa. M-am antrenat strictul necesar. Nu am antrenat la potențialul meu maxim. Pot mai mult să mă antrenez. Crezi că strictul ăsta necesar îți va aduce victoria mâine seara? Sigur că da. Foarte frumos. Și eu am scris în RXF-ul ăsta nu pentru Ionuț. Eu mă chinuiesc de 2 ani de zile să ajung în RXF-ul ăsta. Și i-aș fi vrea mult să mă bag cu Matei, cu Baba Vanga ăla, cu față de prost. Cu care Matei? Cu Matei Coane. Cu Coane. Am cu Coane. Că nu mai e cu Coane. Și cu Coana de acum. E cu din Brașov și el. Da, tu ești din Brașov, el din Brașov. Ce ai de împărțit cu Matei? Asta el că reprezintă Brașovul. Ce reprezintă? Că nu știe să bată. L-a învins ultima luptă pe care a avut-o cu Raul Dan, l-a învins. Păi, e luptător Raul Dan? Păi nici tu nu ești luptător. O să vedem asta mâine. Asta este rolul organizației și a RXF-ului, a introduce oameni pentru show în cușcă care nu au avut legătură cu sportul de contact și pentru a le oferi șansa să intre păi în cușcă. Păi și al patrulea meci, nu știe să bată nici acum. Mie mi s-a părut că Matei e un personaj destul de... Da, poate are inimă în el, vlagă, dar... Atât. Interesant. Eu abia aștept să te văd mâine seară pe tine în mod special, pentru că cei care au vorbit mult, de regulă, au arătat atât de puțin în cușcă, crede-mă. Poate o să arăt și mai mult și o să vorbesc și mai mult și o să arăt și mai mult. Eu îți urez succes. Mulțumesc. Mult succes. Da. Ne pregătim de face-off? De face-off, da. Hai să ne pregătim de face-off. Față în față, mai aproape puțin. Fața la cameră. Mulțumesc. Hai să mergem la locurile noastre. Ce mesaj ai să-i transmiți lui Ionuț? Te las să-mi dai un pumn înainte, chiar doi, și după aia o să încep și eu să dau. Meciul o să decurgă fix cum vreau eu, nu cum vrei tu. Și o să vede asta mâine. Și cu aruncatul peste cușcă, maxim, ai zis că ești ospătar, nu? Cum se numește aia? Ce ții... Tavă. Tavă, o să arunci maxim tavă peste cușcă, nu peste mine, că e foarte greu, crede. Tu chiar, ce mesaj ai pentru? Chiar îmi doresc ca tot ce spune el să fie adevărat, să fie o luptă frumoasă și puternică. Dar, din păcate, ți-am spus, o să pleci dezamăgit la Brașov. Eventual poți să-ți cauți o cazare undeva la Fundeni sau unde vrei tu. Nu că stau bine și aici. Peste noapte, dar o să fie o luptă destul de rea, ți-am spus. Nu mă intimidez, nu mi-e frică. Nu. O să fie ceva ușor. Și lupta, într-adevăr, o să decurgă cum vrei tu, dar o să termini cum vreau eu. Bravo. Cu siguranță. Mai vedem. Bun. Cam asta este cel de-al treilea meci de mâine seară. Ne revedem cu... Până să luăm o scurtă pauză de publicitate, nu uitați, vă puteți cumpăra pay-per-view pentru această gală pe rxf.ro, unde o puteți și viziona tot acolo. Prețul unui pay-per-view este doar de 5 euro. Vă puteți achiziționa pay-per-view și prin SMS la 7425 cu textul RXF. Urmați pașii, vă conectați și urmăriți această gală integral. Publicitate! We'll be right back.
Deschideți cont pe lasvegas.ro, validează-l și primești gratuit 222 de rotiri cash la Big Bass Splash. Vânătoarea subacvatică începe acum. Pescuiește cele mai mari câștiguri. Vs. Lupse. Cine o să câștige? Care dintre cei doi o să-l întâlnească pe Benino în Cușca RXF? Live, 15 februarie, Next Fighter 12, Pay-Per-View. Main Event, Dan Blondu vs. Adi Lupse. Co-Main Event, Marius Budin vs. Antonio Angel. Plus 4 lupte spectaculoase. Cumpăr acum Pay-Per-View de pe rxflive.com. Locul unde găsești echipamente din galele RXF. Tricouri RXF Streetwear Collection. Accesorii cu branding RXF. Cumpără acum accesând magazin.rxf.ro. RXF Live. Urmărește live galele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. RXF, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Am revenit din scurta pauză de publicitate. Nu uitați, vă puteți achiziționa pay-per-view la 5 euro pe site-ul rxf.ro prin SMS la 7425 cu textul RXF. Puteți vedea această gală integral, Next Fighter 12, cu acel pay-per-view care costă 5 euro. Dacă nu aveți bani, pentru că multă lume se plânge cum anul trecut au fost gratis galele Next Fighter, uite că nu mai e nimic gratis, vă strângeți mai mult, puneți câte un euro, faceți 5 euro acolo, vă cumpărați un pay-per-view și vă uitați la gală. Înainte să vă prezint colțul albastru, vreau să vă reamintesc sponsorul principal, Las Vegas. Și singurul sponsor principal, exact, nu? Unicul. Unicul nostru sponsor principal, fără de care aceste gale nu ar fi posibile. Iar acum, doamnelor și domnilor, în colțul albastru îl avem pe Șerban Nășărău. Am zis bine? Da, am zis bine. Perfect. Ce văd, arată căruia... foarte bine, e în formă, da? Mușchi pe el, dar să nu uităm să-l prezentăm și pe adversarul lui și îl voi prezenta eu, doamnelor și domnilor, colțul roșu, Daniel Oros. N-am bună greșit. Și bine v-am găsit, numele meu este Oros Daniel, sunt de la Timișoara, am venit aici să îl întâlnesc pe Șerban, de a-i demonstra că vorbele lui sunt nimic pentru mine. Ăsta ce vorbesc mult și prost, eu sunt mai mult pe fapte. Și eu la fel. Eu dau mai bine cu pumnul decât cu gura. O să vedem mâine cine dă mai bine și cu pumnul și cu piciorul și la sol. Deci să înțeleg că voi aveți un clinch deja dinainte. Nu, nu avem așa mare parte. El a început cu, m-a provocat gen pe ăsta, cu storiul, cu nebunii. Că... cu el personal n-am nimic, dar îmi place să tachinez oamenii, am văzut că mi-a răspuns pe măsură. Ești un mic bully, așa să spun. Da, da, mare da. Mare bully, că mic nu ești, eu pot să zic despre mine că sunt mic. Da, n-aveți da, un ac, nu vă scuzați, n-aveți un ac, să băgăm un ac în el. Bagă și mai multe. Să scoatem steroizi. Bagă mai multe. Să scoatem steroizi din tine. Da, am vrut să-l testez puțin. Ia ridic un pic tricou. Uite, vezi numai astea cu steroizi au păr pe ei. Păi stai așa puțin, că eu sunt mascul. Te epilezi în fiecare seară sau cum? Mascul. Îți dai și cu spumă de ras pe piciorul și cu cremă după. Am mai bine îmi țin gura, că nu vreau să te fac de râs aici în fața camerelor. Dar de la ce a pornit toată povestea asta? Că păi de la ce a pornit? A început să se dea la urs fără bâtă.
Consider că vei avea șanse să-l bați mâine? O să-l bat, sigurat. Câte? Cu toată pregătirea lui, chit că am mai făcut box, am auzit. Câte minute ți... Băi, sincer, nu dau minute. Mie îmi place mai mult, vreau să lovesc bine și să-l lovesc. Chiar vreau să lovesc mâine, să-l las cu traume. Te gândești să-i dai și knockout? Nu, vreau să-l chinui. Din câte am înțeles, sunteți instructor de fitness. Da, instructor de fitness. Ați cochetat cu sporturile de contact? Ați mai practicat? Băi, sincer nu, eu sunt fotbalist de felul meu. O să fugi mult atunci. Băi, nu prea că e mic locul, mie place să stau. Las, că mie mai place să și încasez, dar și să dau. Care au mai fugit. Daniel, te-ai antrenat pentru această luptă? M-am antrenat foarte bine. M-a zis el că nu sunt pregătit, dar o să iară mâine cât de pregătit de sunt. De cât timp te antrenezi? De 3 luni și ceva. Și cu cine? Mă antrenez la Iguana Fight Team Timișoara, antrenat de Daniel Micu, antrenorul meu personal. Atât. Și te-ai antrenat și pe partea de sol și în picioare? Toate. Kickboxing, MMA, afară de box. Am înțeles. Tu de cât timp te-ai antrenat și cu cine? Eu mă antrenez de vreo lună de zile cu Mihai Laurențu Iorga, luptător de MMA. Cum a spus și el, am mai făcut puțin box în tinerețe, nu foarte mult. Înseamnă că te-ai întâlnit cu Tauru pe la antrenament pe acolo, că și Tauru... Nu, Mihai Laurențu din Pitești. Ah, Laurențu din Pitești, da, din am Pitești. Zis când ai zis. Sunt doi, da. Da, sunt doi. Da. Cum a spus și el, am mai făcut puțin box în tinerețe, nu cine știe ce, vreo 2 ani de zile, am participat la câteva meciuri. Ai participat și la meciuri. Da. Ai făcut box? Păi am 14, am 24 toți, cum se fac 12 ani. Nu, am făcut în jur de 2-3 ani, am participat la câteva 2-3 meciuri. Și cum te-ai descurcat? Înseamnă că totuși ai acolo ochiul format, că și box, dacă face ca mersul pe bicicletă, n-ai cum să uiți, adică să lovești cu pumnul. Da, mi-a plăcut, dar în ultimii ani n-am făcut nimic altceva decât sală. Când a fost anunțat că o să lupt în RXF, dacă vreau să lupt în RXF, am avut emoții pentru că după sărbători am avut și o pauză de vreo 2 luni de la sală, de la tot. Mă îngrășasem foarte mult, am avut 110 kg. Și am zis, bă, ce fac, că nu o să duc meciul. Dar m-am uitat și la alți oameni care participă, cum au fost și mai devreme șoferi, una alta, și am zis, bă, eu de ce nu din pot toate domeniile, din toate domeniile. Și m-am antrenat foarte mult, 2 antrenamente zi de zi. Am avut multe accidentări, am trecut peste ele, m-am îmbolnăvit de cele mai multe ori, am mers seara la antrenamente cu febră și mă simt foarte pregătit. Vrei să duci lupta la sol sau doar în picioare? Oricum, nu contează pentru mine. Ultima lună m-am antrenat mai mult numai pe sol, pentru că în picioare am mai făcut câte un antrenament așa din când în când pentru mine. Mi-a plăcut să am mobilitate, dar sunt pregătit și în picioare și la sol. Ce părere ai că adversarul tău a făcut box în copilărie și a avut și câteva lupte? Nu crezi că e un avantaj major? Da, e un avantaj foarte mare pentru el, într-adevăr, că e mult mai pregătit decât mine. Dar asta decide mâine care e și cum. Părerea mea zic că, indiferent de cât e de pregătit, dacă îl prinde într-o serie bună de ciocane, l-am nenorocit. Mănușile sunt foarte mici și se poate întâmpla orice. Să mănușe patru mâine... ozi, să mănușe MMA de la o simplă directă, poți să cazi. Și după aceea, dacă adversarul vine peste tine și îți mai dă câteva lupturi, lupta se poate termina foarte ușor. Foarte repede, se poate întâmpla orice. Cât crezi că va dura meciul? Îmi doresc să ofer și un spectacol frumos. Vreau să arăt oamenilor și haterilor că și noi care intrăm pentru prima dată în pușcă putem să facem spectacol, nu suntem chiar așa cum cred ei, pentru că am văzut foarte multe comentarii urâte de la oameni care nu ne cunosc, nu înțeleg de ce. Dar vreau să ofer și un meci frumos, dar mi-aș dori să se întâmple și un knockout spectaculos. Deci să înțeleg că te bazezi pe knockout mâine seara. Da, undeva la maxim 2 reprize. Maxim 2 reprize. Tu ce părere ai despre ce spune adversarul? Bă, sincer, eu nu vreau nici 2 reprize. Vreau să te duc mai mult. Ți-am zis că vreau să te chinui mâine. Indiferent cât de pregătit ești tu. Vreau și dacă te prind jos, îți dau, după aceea te mai las, te mai ridici, odată îți mai dau, după aceea te mai las, îți mai sufli, să mai ăsta. Păi și dacă o să te chinuie el pe tine, ce o să faci? Nu prea cred. Crezi că musculatura lui foarte dezvoltată va dezavantaja și va obosi mult mai repede cu câte mușchi mai mare. Dacă e pregătit și a făcut mult cardio și să știe să fugă mult pe aici, obosește repede, dar că trebuie să fug și după ei să-l prind. Asta e. Cine te va susține mâine seară? Soția mea, fratele meu și, desigur, cei din staff, cei doi antrenori. Ce părere au avut prietenii, familia, în momentul în care au aflat că vei intra în cursă? Nu, familia nu prea are treabă cu mine. Eu nu prea am fost familist de mic. Mi-am văzut de ale mele, am copilărit singur.
și nu prea au avut impact mare așa, pentru mai mult pentru tata, da, el mă susține și mama, dar nu... Deci să înțeleg că ai o poveste de viață mai dificilă sau... Da, oarecum da. Poți să ne detaliezi un pic despre ce este vorba? Păi, eu am trecut cu părinții mei prin două despărțiri, tata cu mama s-au despărțit când aveam 4 ani, ea și-a refăcut viața. La 11 ani s-a despărțit ea și a refăcut iar viața cu altcineva. Eu cu cel de-al treilea tată al meu nu am avut o relație prea bună. Oarecum, eu acum, având o maturitate și o altă mentalitate, înțeleg ce vrea el să facă. Vrea să fie ca un tată pentru mine, dar eu nu am acceptat asta niciodată, am fost mai rebel. Și după o discuție mai aprinsă, pe la vreo 15 ani, m-am hotărât să plec, să mă descurc singur. Atunci am dat prin multe greutăți. Nu am știut ce înseamnă să te descurci singur ca și copil, dar sunt foarte fericit că s-a întâmplat așa. Dumnezeu ne așează în viață exact așa cum trebuie, cum vrea El. Și, cum am spus, nu sunt supărat, sunt foarte fericit că am trecut prin situația asta, m-am călit și Dumnezeu, m-am bărbătat mai devreme. Da. Și Dumnezeu te-a întărit. Dumnezeu m-a întărit, exact. Foarte frumos. Aici am și o încredere la fel, scuze că te întrerup în acest meci, am încredere că El știe ce e mai bine pentru mine. Nu-mi subestimez adversarii, sunt foarte sigur pe mine și pe forțele mele, nu-mi place să subestimez pe nimeni, pentru că am încredere în mine, să zic 99%, dar 1% în MMA poate să fie fatal. Dacă ai o secundă de neatenție, se poate schimba imediat situația în meci. Pe tine cine te va susține în mâine pe seara mine... și ce părere au avut familia? Mă va susține antrenorul meu, într-adevăr, nevasta mea, am și doi frați care sunt cu mine și un prieten. Am susținători foarte mulți, cei de acasă mă susțin foarte mulți, prieteni, colegi. Ce părere au avut în momentul în care au plecat? Oamenii știu că sunt nebun de felul meu, na, eu fiind mai golan, așa, mai un alta, știe cine sunt și știe ce am în spate. Au încredere că vei câștiga acest meci? Păi toată lumea deja au punctat pe acest meci. Că sunt învingător. Ce reprezintă RXF-ul pentru tine? RXF-ul, unde te vezi mai departe? Reprezintă un sport foarte nebun. Aici poți să-ți depășești toată nebunia, când te ringi ești cu totul altfel. Și e o alegere foarte bună că ați făcut acest sport. Te gândești să provoci pe cineva în următorul tău meci? Da, l-am provocat pe Ovidiu Neveu, eu cu el am avut, trebuia să... Și a mai fost provocat de cineva și din păcate adversarul meu s-a retras provocarea, nu mai vrut să lupte și atunci a urmat să lupt cu domnul Șerban. Tu unde te vezi în RXF? Sincer, mi-aș dori să mă văd cap de afiș. Cap de afiș. Da, hai vreau să lupt cu oricine mă provoacă. Îmi doresc să lupt cu luptători pregătiți, cum ar fi Meco, George Zănoagă. Dar asta o să vedem mâine după meci. După pentru că acum probabil lumea mă ia în râs. Mine și după aia. O să te bat pe tine și apoi vedem. Lumea acum nu știe de ce sunt în stare, probabil mulți o să mă ia în râs, dar o să vedem mai departe. Am avut ceva personal și cu Neveu, dar mi-am dat seama că omul e nebun. Păi, dar toți aveți n-are ce să-i facă, oricâtă bătaie și ar lua, n-are ce să-i facă nimeni și mă axez pe luptători mai... Tu ți-ai dorit să provoci pe cineva? Pentru că ai zis că accepti orice provocare cine te provoacă. Dar tu intenționezi să provoci pe cineva, să spune că mâine seară câștigi. Da. Dorești să faci să lansezi o nouă provocare? Da, mi-aș dori. Pe cine? Dacă acceptă, pe Meco mi-aș dori să-l provoc, pentru că l-am văzut un luptător destul de puternic. Câte kilograme ai? Pentru că e destul de măricel Meco, are vreo 100 de kg. Cum am spus, acum o lună de zile aveam 110, acum prezent am 95. Deci ești acolo. Da. Ar fi posibil un meci de genul ăsta. Da. Am văzut că adversarul tău de mâine seară are foarte mare încredere în el că te va bate. Crezi tu că îi vei da knockout? Ești sigur? Da, într-un procentaj foarte mare sunt și sigur. Și dacă o să iei knockout, tu ce o să faci? Asta e, dar eu cred că o să ți-l dau. E sigur. Și vei menține lupta în picioare sau la sol? Indiferent, și la sol și în picioare, n-am treabă. Sunt pregătit pe ambele părți. Te-ai antrenat și da, pe MMA și pe... Da. De cât timp? De 3 luni jumate. Foarte frumos. În ultimele 2 săptămâni m-am antrenat numai cu garda jos. A început să-mi placă să iau pumni în cap. Deci n-ai decât să încerci să-mi dai knockout. Deci va fi un adversar foarte, foarte greu din câte... Da. Bravo lui. Te pregătim de face-off. Față-față.
Mai aproape puțin. Mai aproape unul de altul. Mai aproape. Mai aveți răbdare puțin până mâine seară. Gata. Mâine seară e meciul. Mai e puțin. Hai să ne liniștim, să ne punem la locurile noastre. Oh, wow, a fost foarte intens. Ce ai să-i transmiți adversarului tău? Am înțeles ce a vrut să fac, a vrut să mă intimideze. Cum a zis el, învăța ca pe stradă, să mă ia pe neașteptate. Dar mâine e altceva. Deci să înțeleg că nu te așteptai la reacția asta. Nu. Ok. Și asta este mesajul tău pentru mâine seară. Da. Care este mesajul tău? Mesajul meu, mâine seară, o să te nenorocesc. Văd că deja cam grupă-i. O să vezi. Păi eu abia aștept să vă văd. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Stați la locurile voastre deocamdată. Intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, dar până să intrăm în publicitate, nu uitați pay-per-view pe site-ul erixf.ro, prin SMS la numărul 7425 cu textul erixf, veți primi acolo indicațiile, urmăriți această gală în sistem pay-per-view pe erixf.ro, doar la 5 euro. Publicitate! Cont pe LasVegas.ro, validează-l și primești gratuit 222 de rotiri cash la Big Bass Splash. Vânătoarea subacvatică începe acum. Pescuiește cele mai mari câștiguri. Lupse. Cine o să câștige? Care dintre cei doi o să-l întâlnească pe Benino în Cușca RXF? Live, 15 februarie, Next Fighter 12, Pay-Per-View. Main Event, Dan Blondu vs. Adil Lupse. Co-Main Event, Marius Budin vs. Antonio Angel. Plus 4 lupte spectaculoase. Cumpăr acum Pay-Per-View de pe rxflive.com. Locul unde găsești echipamente din galele RXF. Tricouri RXF Streetwear Collection. Accesorii cu branding RXF. Cumpără acum accesând magazin.rxf.ro. RXF Live. Urmărește live galele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. RXF, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă.
Am revenit din scurta pauză de publicitate. Nu uitați, puteți urmări această gală Next Fighter 12 în sistem pay-per-view pe site-ul erixf.ro. Vă puteți achiziționa pay-per-view de acolo și mai puteți să vă achiziționați pay-per-view prin SMS la 7425 cu textul RXF, unde veți primi indicațiile și informațiile necesare pentru a putea să vă logați și să urmăriți această gală doar la prețul de 5 euro. Și am ajuns și la co-main eventul de mâine seară, dar înainte să vă prezint luptătorii, vreau să vă reamintesc sponsorul nostru principal, Las Vegas, datorită căruia noi facem galele astea în fiecare lună. Bun, și primul luptător este Marius. Bună seara, Marius, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Nu ești străin de RXF pentru că ai mai fost odată invitat la noi la o emisiune Fight Club. Tot aici în Cușca am filmat pentru că studioul nostru se renova pe atunci. Ai fost invitat cu Romeo Vasiloni. Dar până să revenim la discuția asta, trebuie să prezint și colțul roșu, doamnelor și domnilor. În colțul roșu, Antonio Angel, bine ai... Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Voi aveți un lucru în comun. Tu ți-ai luat iubită de la Mireasa și tu la fel. Ți-ai luat iubită de la Mireasa și ai și câștigat din ce am înțeles. Am și câștigat de emisiunea, da. Asta avem cum. Ni s-a mai spus și că semănăm, dar doar atât. Eu v-am confundat. Deci eu la început... Știu că mi-ai zis Marius și ți-am zis nou Antonio. Da, nu, eu sunt Antonio. Eu l-am confundat, că l-am văzut. Și am crezut că mă uit în oglindă când am intrat aici. Ce te-a făcut să te înscrii la noi? Îmi doresc de foarte mult timp să particip în galele acestea RXF și intrând pe un live de-a lui Antonio, am văzut că și el își caută un adversar, că vrea să se bată și așa am început un mic conflict între noi. Ați fost împreună în aceeași emisiune sau separat? Am fost în aceeași emisiune, dar în sezoane diferite. Deci nu vă cunoașteți? Nu ne cunoaștem, n-am avut ocazia. Familia ta ce spune despre această decizie de a intra în Cușcă? Toată familia mă susține, mai puțin mama mea, care nu este de acord și nici nu cred că o să te uite la meciul meu. De ce nu este de acord? Nu, nu are place încredere în tine? Nu, sau? Că nu are încredere în mine, nu-i place. Ci... Nu îi place că fac până meciul acesta, că fac asta și nu... Fiul supus unui meci unde poate fi rănit. Da, da, dar este... Da. Nu-i place să vadă că o să încasez niște puncte. Tu cum te-ai înscris? Îți doreai să lupți? Eu tot am încercat de mai de mult timp, de vreun an de zile, cred că am tot taguri Las Vegas, RXF, Las Vegas, RXF. Și acum pe un live, cred că eram pe TikTok de acolo, Lore Live. Dar te antrenai de acum un an pentru că este foarte... M-am antrenat, dar între timp am fost în emisiune și acolo 4 luni n-am avut. Da, n-am avut. Deci în emisiune ai fost recent acum. Am cam cât am ieșit, 6 luni, cam așa, 6 luni de când ai ieșit. Da. Am început antrenamentele, dar atunci eram cel mai forț. Acum mi-am revenit, ca și kilograme, încă nu mi-am revenit la ce kilograme aveam atunci, dar oricum în Cușcă și kilogramele plus contează. Deci e bine și am hotărât să nu le mai dau jos. Cât crezi că va rezista în Cușcă cu tine? Semănați așa și la fizionomie și la înălțime? El zice că s-a antrenat așa bine, o repriză. O repriză, tu îi dai o repriză. Da. Cât crezi că va rezista Antonio în Cușcă cu tine? Nu știu cât va rezista Antonio, însă și eu sper ca meciul să termine în prima repriză. Vreau să te termine în prima repriză. Și dacă se duce în 3 reprize de 3 minute, ești pregătit să susții efortul? Eu așa cred că sunt destul de pregătit. De cât timp te pregătești? Să tot fie o lună. Să tot fie o lună, deci de foarte puțin, da, timp. De puțin timp. Adică eu nu... Te pregătești doar pe MMA sau și kickboxing? Și pe MMA și pe kickboxing. Cine te antrenează? Pe regul de MMA m-am antrenat cu Miron Cătălin de la MMA Pitești, iar pe kickboxing cu Dan Mocanu de la Respect Gym Găiești. Pe tine cine te antrenează? Eu m-am antrenat la Sharks Gym în Constanța, cu Asaftei Daniel, Alex Filip, mai mulți, Cătălin Cășaru, cei care au fost acolo m-au sfătuit, m-au ajutat, dar am făcut în același loc și MMA și kickboxing. Cine va fi mâine seara alături de tine? Va fi fratele, soția, cumnata și băieții de la sală. Ce părere au avut prietenii, apropiații tăi despre faptul că ai ales să-i trine? Ei mă știu, eu așa, de-a lungul vieții am mai avut dispute și în afara Cuștii, nu doar, adică în Cușcă, doar cât m-am antrenat așa, dar în afara Cuștii am avut mai multe dispute și ei mereu spuneam, băi, te-aș vedea acolo, te-aș vedea acolo. Și eu când mă uitam la meciuri și așa, ziceam, bă, mulți dintre acești luptători, eu
pot să-i dovedesc sigur. De pe margine, pare de simplu. De pe margine, cred, da, aici sunt și alte emoții. Cred că de pe margine și la fotbal, când te uiți, zici, bă, dacă eram eu, dădeam direct gol sau chestii de genul ăsta, multe faze. Eu am încredere în mine, de obicei, emoțiile au fost constructive, le-am folosit pentru avantajul meu și o să vedem mâine seară cât de puternice vor fi emoțiile. Eu știu la antrenament de ce am făcut și nu pot să spun că m-am antrenat specific mereu, dar am mai avut așa o lună, două de pe astfel de box, MMA, brazilian jiu-jitsu, am mai făcut așa din când în când. N-am fost ceva de performanță, dar... Unde te vezi în viitor în RXF? Nu știu, centura asta este pe categorii sau... Da, pe categorii. Ok, la categoria mea, la 100-110 kg, acolo aș vrea centura. Ai pe cineva pe, cu care ai vrea să lupți? Așa toată lumea menționează pe Meco, că el a devenit. Vreau și eu pe Meco. Câte kilograme? Acum am 105. 105, da. Tu unde te vezi în viitor, Alex? La fel și eu, chiar m-am gândit la un meci pentru centură, însă... Mă gândesc că până dar acolo până mai să, puțin de... Până să ajungi la o meci de centură, exact. Trebuie să ai un parcurs, trebuie să mai ai niște lupte. M-am gândit la cineva după acest meci. M-am gândit la David Popovici, nu știu, Dorian Popovici de la Cluj, care s-a luptat cu Machiavelli. Da. Destul de puternic băiatul ăla, Dorian. Este destul de puternic, destul de mare și... Uite, va fi un meci interesant. Și dacă vei, la aceeași categorie. Dacă vei câștiga mâine seară, îi vei lansa această provocare? Da, m-am gândit să-i lansez această provocare. Și dacă pierd, o să mai îmi doresc meci. Am observat că ai zis și dacă pierd, deci practic ai luat și în calcul și faptul că vei... Cu siguranță, nu vii într-un meci 100% câștigător. Există și o posibilitate de a pierde, nu? Da, dar având în vedere că te-ai antrenat și nu ești sigur pe tine sau... Ba da, sunt destul de sigur pe mine. Mă gândesc că o să câștig meciul ăsta și de asta am și acceptat provocarea lui Antonio. Știam că am mai făcut ceva sport de contact, știam că are 15 kg peste mine în momentul acela și chiar mi-am dorit acest meci pentru că vreau un adversar mult mai puternic decât mine, nu pe cineva mai slab. Te-ai intimidat în seara asta vreun pic? În seara asta nu m-ai intimidat. Absolut deloc? Nu. Pe tine te-ai intimidat? Nu. Ai emoții pentru mâine seară? Nu, sincer nu. Ești convins că... Mai multe emoții am așa, că sunt filmat, că e multă lume în sală, dar... Păi emoții... fost la Mireasa 4, da, 6, era altceva acolo, era... Acolo. Și la început, și acolo am avut emoții, îți dai seama. După o săptămână m-am obișnuit, dar aici e un moment, o seară, trebuie să fii... După atâta. Primul meci ne obișnuim și aici. Ești convins că vei ieși învingător din cușcă mâine seară sau la fel ca adversarul tău? De fiecare dată nu subestimez niciodată, nu-mi subestimez adversarul, dar mâine seară eu consider că o să fiu câștigător. Vei duce lupta și la sol sau doar în... M-am pregătit pentru ambele, dar mie sincer mi se pare mai spectaculos pe picioare. Lumea cred că pe picioare vrea să vadă, adică eu cel puțin că mă uit la un meci de MMA, asta îmi place, lovituri, bubuială. Îți place să dai pumn. Da. Tu cum consideri că va decurge meciul? La sol sau pe stand-up? Eu mă gândesc că va fi și în picioare, dar și la sol, pentru că este un meci de MMA. Altfel făceam, nu știu, kickboxing, făceam altceva pe brațe. Tocmai i-a spus că îi place să dea pumn. Dacă o să înceapă să dea pumn și la un moment dat o să primești acum un knockout? Acum eu nu o să stau să-mi dea el pumne. La pumnii lui vă dați seama cum să vine și contrele. Îl știai pe Antonio dinainte? Știam pentru că după ce am participat la emisiune, na, te mai uiți. Te-ai uitat știam și la sezonul când a fost el? Nu m-am uitat la sezon, dar printre picători m-am mai uitat. Și știam că a fost el, știam. Ați avut mici conflicte pe rețelele de socializare? Da, lui îi place foarte mult să vorbească pe rețelele de socializare și a vorbit și prost și vă dați seama că i-am răspuns în prost același mod. Prost ce a zis? Nu, știu, glume. Și n-a zis lui. Nimic bun? Mai puțin bun. Mai puțin bun. Spre deloc. De ce ai vrut să îl provoci așa pe rețelele de socializare? De ce ai vorbit prost când spune că ai vorbit prost? De ce l-am provocat? Nu știu, așa mi s-a părut normal.
Și la un moment dat era prea tăcut, mă enerva așa, parcă mă certam singur. Și am zis, mă, trebuie să-l enervez, trebuie să văd și eu ceva de la el. Până la urmă l-am făcut, a pus și el un filmuleț să văd și eu cum dă un pumn, cum face ceva. A trebuit, a fost vreo săptămână de muncă, dar l-am făcut, am văzut ce e de capul. De ce ți-ai dorit atât de mult meciul ăsta cu el, având în vedere că... Eu când am lansat provocarea pe TikTok, voiam să fie cineva din sezonul meu. Așa îmi doream, că am avut conflicte acolo în casă și nu puteai să le rezolvi acolo. Era în contract, n-aveam. Și voiam să le rezolv aici, din casă aveam un oponent pe care mi-l doream, dar n-a acceptat. Un băiat, Roberto, dar nu, nesemnificativ. Și Marius pe un live a zis să accept eu. Bine, accepti tu, ha. Ce așteptări ai de la Eriksev? Până unde vrei să ajungi? Am spus, până la centură și să mă bat cu cei mai buni. Eu nu m-am antrenat o lungă perioadă pentru sportul ăsta, dar consider că dacă aș ține 6 luni, un an, lejer ajung la centură. Am înțeles. Tu ce așteptări ai de la... La fel și eu, mi-am dorit foarte mult timp, cum am mai zis, să particip la aici, în această gală și cu siguranță mă mai doresc meciuri. Și... Ai fost la ultima gală Next Fighter All Stars când s-a luptat Romeo Vasiloni, pentru că tu ai venit invitat în platoul emisiunii în Cușcă, am filmat o emisiune, da, am fost, Fight Club, am fost cu Romeo Vasiloni și chiar se punea problema unui meci între voi. Ai văzut ultima luptă a lui Romeo Vasiloni cu Codruț Pop? Ai fost prezent, da, în sala acolo? Da, am fost prezent la acea gală și am văzut meciul lui Romeo. Și cum ți s-a părut? Foarte scurt. A fost un meci destul de scurt și... Da, nu am apucat să văd foarte multe nici în acest meci. Mi-am dorit un meci și cu Romeo, însă mi se pare foarte mic, nu știu, de categorie mică și... Nu știu dacă o să fie ok un meci între noi doi. Pe Marinescu nu l-aveți în vizor? Ba da, și pe Marinescu. Are 3 victorii. Dar s-a dus acum, mă copiază, nu știu ce faci. S-a dus el, ne copiază, de fapt. Că s-a dus el la Mireasa, tot așa. L-așteptam aici, acum dar a fugit. Acum e la Mireasa? Da, este, da, și Marinescu la Mireasa, la Mireasa și... Da. Din câte am înțeles, aveți câteva discuții, parcă. Eu l-am așteptat, eu l-am văzut, nu... Nu e luptător și eu chiar a zis că e talentul Eriksevului, că e el. Are 3 victorii. Are la victorii, mai bine. Păi nu contează. Da, adică el are, corect. De la, un băiat care n-a dat un pumn în viața lui, să intri în cușcă și să câștigi de 3 ori, înseamnă că ai muncit și ți-ai dorit să faci mai treaba asta. Mai s-a părut că a fugit cu Romeo până a murit Romeo. Bine, nici Romeo nu e cine știe luptător, dar oricum. Păi și celelalte două meciuri? Cu cine mai? Ultimul meci cu justițiarul a fost chiar mai ok, adică s-a văzut progres. Asta cu Bobiciu și faia cu justițiarul. Cu Bobiciu. Bobiciu a bătut pe cineva vreodată. Bobiciu luna trecută, luna viitoare, în martie, pe 21 martie, va lupta 1 versus 2. Bobiciu Alexandru împotriva lui Cedi și lui Dasinel, în premieră la Eriksev și în România, această treabă să intre 3 în cușcă și să fie 2 pe 1. Tu ai acceptat... Cu ce și cu Dastinel și mai băgați unul. Tu cu 3? Da. Ca ei pe categoria lor, da. Și Bobiciu. Ne-a declarat în emisiunea Fight Club, are vreo 80 de kilograme. Dastinel are și el vreo 70 de kilograme. Da? A ajuns la 80 de kilograme. Nu e atât de ușor, adică dacă unul ți intră la picioare și el am eu 70 de kilograme. Asta dacă ar avea un antrenament, adică ei să se pregătească în echipă. Să păi fie, se vor pregăti, dacă unul ți intră da, așa, cu o strategie e destul de cum greu. Cum faci față la toi? Da. Eu aici mă întreb, eu abia aștept să văd... Ce a fost în capul lui Bobiciu când a acceptat, că el l-a făcut față cu unul, dar apoi cu doi. Și el câte kilograme are Bobiciu? Bobiciu are undeva la 90 și ceva. 90? Da, nu știu. Deci nu e diferență chiar așa de mare. 100 maxim. Da, nu știu. Deci nu e un meci ușor. Tu ai acceptat o luptă cu doi, de exemplu? Depinde de adversari. Dar chiar aș accepta. Uite, cum ar fi Cedi și Dasinel, ai acceptat? Poate fac Cedi și Dasinel echipă și pe aia parte. Îi poate vedea toți la rând. Veți vedea în Next Fighter 13 luna viitoare, pe 21 martie, acest meci. Dar haideți să revenim la Next Fighter 12, care va avea loc mâine seară pe eriksev.ro, gala SS System Pay-Per-View. Costă 5 euro acest Pay-Per-View. Îl puteți achiziționa de pe site sau puteți trimite SMS la 7425 cu textul Eriksev și veți primi mai multe informații. Și vreau să vă reamintesc și sponsorul nostru, Las Vegas. Trecem la face-off? Facem face-off? Hai să facem face-off-ul, băieții. Mai aproape, aici.
cei de respire și e greu. Și cu fața la cameră. Mulțumesc, mergeți la locurile voastre. Care este un ultim mesaj înaintea luptei pe care va avea loc mâine seara de la ora 20? Ce mesaj vrei să-i transmiți lui? De-abia aștept după meci să dai explicații la susținătorii lui, pentru că s-a tot bătut cu pumnii în piept, că o să mă bată, că o să rupă cușca cu mine pe aici. Vreau să văd cum o să mai răspundă la videoclipuri după meciul ăsta. Dacă o să mai fie cu aceeași siguranță. Eu o să le răspund, l-am bătut de n-am rupt, o să vedeți. Bafta, atâta zic. Ai nevoie. Bafta nu o să ne ajute. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Venim cu Main Event-ul după o scurtă pauză de publicitate. Cont pe LasVegas.ro, validează-l și primești gratuit 222 de rotiri cash la Big Bass Splash. Vânătoarea subacvatică începe acum. Pescuiește cele mai mari câștiguri. Lupse. Cine o să câștige? Care dintre cei doi o să-l întâlnească pe Benino în Cușca Eric Saf? Live 15 februarie, Next Fighter 12, Pay-Per-View. Main Event, Dan Blondu vs. Adil Lupse. Co-Main Event, Marius Budin vs. Antonio Angel. Plus 4 lupte spectaculoase. Cumpăr acum Pay-Per-View de pe ericsaflive.com. Locul unde găsești echipamente din galele Eric Saf. Tricouri Eric Saf Streetwear Collection. Accesorii cu branding Eric Saf. Cumpără acum accesând magazin.ericsaf.ro. Eric Saf Live. Urmărește live galele Eric Saf. Înregistrează-te în contul tău Eric Saf și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Saf. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Saf. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. Eric Saf, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Domnilor și domnilor, am revenit din scurta pauză de publicitate. Suntem alături de cei care vor lupta în Main Eventul galei Next Fighter 12. Nu uitați, această gală va fi transmisă în sistem pay-per-view pe site-ul ericsaf.ro, de unde vă puteți achiziționa pay-per-view, sau vă puteți achiziționa pay-per-view doar la 5 euro prin SMS la 7425 cu textul Eric Saf. Să facem prezentările. Să facem prezentările. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru, Adrian Lupse. Bună seara, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit.
Și după cum bine știți, doamnelor și domnilor, în colțul roșu, Dan Blondu. Bună seara, bine v-am găsit. Pregătit. Uite, Bebino te acuza că tu nu vei fi prezent la meci. Uite, Bebino are acum niște probleme cu justiția, nu poate lupta probabil, îl vom vedea când își va rezolva problemele. Am semnat contractul, exact cum am zis, am venit, m-am prezentat la meci, din păcate dacă n-a fost el, acum a rămas lupta, nu m-am retras din luptă și asta ca să le arăt la toată lumea, că bătrânețea e doar o vârstă și că nu e, adică bătrânețea, nu mă păsterbe bătrân la 50 de ani. Am înțeles. Te-ai pregătit pentru lupta de mâine? Sunt mai bine decât pregătit, da. Ai m-am pregătit, am foarte mare încredere, da. Că vei câștiga? Da, da, da. Am încredere, deci m-am pregătit tot ce a putut ține de mine și asta m-am pregătit în astea. Acum vedem ce-o fi în ring. Nu ai emoții că adversarul tău nu, este mult mai tânăr? Nu, niciun fel de emoții și asta sunt obișnuit cu bătăile. Nu mă... Astea îmi place să stea la bătaie, să dea și el, să primesc, să dau, să iau. N-am dat astea, nu mi-e frică de pum, de bătaie. Cine vine să te susțină? O să vină câțiva prieteni și familia și stafful nostru care... Familia este... cine vine din familie? Familia vine niște prieteni, finul, nașul, niște de-astea așa, din părinți, nu, că nu vreau să fie aici ca să-mi atrag atenția la așa, vreau să fiu focusat pe lupta asta și... Am înțeles. Tu cât timp te-ai pregătit pentru această luptă și... Păi cred că exact cât a avut și Dan timp. De când am semnat contractul am început să mă pregătesc mai serios. Cred că aveți două luni. Nu, o lună și ceva. Da, avem de fapt. Dacă meciul se va duce la puncte cu Dan Blondu, crezi că vei rezista fizic trei reprize de trei? Dar nu văd un meci între noi doi la puncte. Din ce cauză? Adică e și el conștient și eu sunt conștient că nu pot să ducem două, trei reprize. Clar că fiecare, cred că în prima repriză își dorește să termine meciul. Să dea totul. Eu așa văd eu lucru, la grei. Apoi nu știu cum vede Dan. Eu cel puțin așa îmi doresc. Să mă duc la bătaie, nu să stau să mă menajez. Ați avut un meci oficial pe TikTok? Pe care tu l-ai câștigat. Da, așa este. Adică, vă spun sincer, nu a fost meritul meu. L-a câștigat, dar cu atrișat, am făcut atrișat. De asta sunt și supărați, nu mai stăm de vorbă. Atrișat, a zis să facem un meci între noi, ce susținători avem. El și-a pus firme, reclame, s-a băgat cu Balegă TV în combinație și de asta sunt foarte supărat pe chestia asta. Știam un băiat cu caracter și a pătat obrazul pentru un pumn de mărunți sau probabil l-a păcălit, asta a căzut într-o capcană. Asta este. Acum mai bine că a intervenit nervii ăștia înainte de meci să putem să ne batem ca lumea. Consider că vei reuși să-i dai knockout mâine? Să dau și o replică, mă scuze. Da, da, da. Uitați-vă la fața asta, cum o vedeți, acum nici nu o să mă atingă. Deci o vezi, cum o vezi de așa, așa o să o vezi și referitor după meci. Referitor la meci oficial de pe TikTok, nu mi-am dorit neapărat, pentru că, vă spun sincer, eu n-am crezut niciodată, nu mă refer la puncte. Noi aici vorbim că te poate bate o singură persoană pe site-ul de socializare, pentru că dacă ai un donator bun sau un susținător sau un sponsor trebuie bun... Trebuie să ai susținător, nu să faci cu sponsor, asta se face între susținător, nu se face cu sponsor. Așa puteam să pun și 7 sponsor, asta nu se face cu sponsor, se face susținător, așa mi-a și 10 firme. Trebuie să vorbim un pic pe rând. Eu vorbesc strict în felul următor. Când am ajuns ziua meciului, m-am așteptat ca Dan să aibă cel puțin 10-20 de mii de oameni, fiind din București, o persoană care cunoaște foarte multă lume, să-l susțină. Când am intrat cu el pe live, el avea 600-700 de oameni, eu am avut 2000 și ceva de oameni pe live. Deci am fost mai bun și la susținerea oamenilor. Nu erau oamenii după... tăi, stai liniștit că nu erau oamenii tăi și nu vreau să-l vorbesc aici în emisiune. Nu, dar n-am avut pierdere, n-am avut pierdere. Deci nu vreau să-i fac reclamă lui Bale, că tu ai apărut cu site pus pe spate cu Dale și ți-a doar o persoană niște bani. Tu consideri că din susținătorii lui Bebino au plecat la el? Nu, nu, n-a fost vorba de susținători, a fost, este unul în emisiune, nu vreau să-i dau numele, să-i fac reclamă aici, a intrat, i-a făcut reclamă la un site, a fost doar donatori. I-a donat odată astea, i-a transmis băia susținătorii lui și a fost o chestie de asta. A jucat fals. Adică eu nu m-am dus să vorbesc cu lumea asta. Eu am venit la niciun, la nimeni. I-a prostit ăla, după a început să devină vasalul. A început să devină vasalul lui Carlu TV. După a intrat la el în emisiune. Băi, vasale, cu tare, ia zi, fă așa, pune site-ul. A început să-l sclăvească pentru o mână de mărunt. S-a mânjit, asta este onoarea lui și asta. Tu știai ce te bagi. Știai ce te bagi pentru că Eric Sefu nu e o gală de profesioniști. Deci gata, mai vreau să vorbesc. Adică că am câștigat pe TikTok nu-i meritul meu, adică să fim serios, nu-i meritul meu, e meritul oamenilor care mă iubesc. Eu vreau să rămâi tu cu aici am cușcă mâine. Eu vreau să rămâi tu cu TikTok-ul și ala, că pe mine nu mă interesează o mână de mărunt și ala, ești vasal, ai fost vasalul la un gata. Păi de ce ai intrat pe TikTok dacă nu te interesează? Nu, de ce ai intrat pe TikTok dacă nu te interesează? Păi nu mă interesează, eu am intrat pe TikTok să-l dau cu Bebino și ai apărut, te-am lăsat să-ți faci nume pe spatele meu, așa că am zis, bă, să nu dau înapoi, să zic așa, că mă retrag. Eu nu am mașalier, eu nu mă dau înapoi de la bătăi. Tu ai apărut și ala, ți-ai făcut nume pe spatele meu, cine te știa?
nu se știa nimeni. Da, mi-a făcut nume pe spate tău 700 de oameni, un meci a anunțat. Ai făcut 20.000 de puncte, eu am făcut 320.000. Băi, ai furat, tot ai tupeu să crezi că tu ai tupeu să crezi că tu l-ai făcut. Băi, dar tu ai tupeu în continuare să crezi că tu chiar așa ai de astăzi și alea și chiar așa miți pe față. Noi, oamenii care se uită la noi, oamenii care mai sunt și oameni cu IQ mai ridicat, numai proști. Că sunt sute adevăr, sunt mai multe clase. Băi, dacă aveai strângeai punctele din 100 de ăștia, n-apărea unul ăla care i-a făcut reclamă și ăla mi-a dat 70%. Ok, nu contează. O să-ți arăt în ringul. Păi înseamnă că sunt un om iubit care atrag sponsori, atrag oameni, am imagine, dau bine pe sticlă. Asta e diferența între mine și tine. Tu nu ai dat bine nici pe sticlă, nu ai dat bine nici oameni. Unde sunt oameni când în emisiunea trecută ai spus că te-au șubotat 60.000 de oameni? Eu credem în capul meu știu fost. Păi mă duc cu asta în oficial, 60.000 de oameni. Eu nu m-am dus să fur, eu nu fur, fratele tău e clean, uite cum are obraz de curat, te-ai mânjit pentru asta. De ce nu mi-ai zis că îți dădeam eu 50 de lei și erai basalul meu, ești nebun? Da, adevărat, chiar aveți. Dacă aveți 50 de lei, îți dădeai singur. Băi, așa-ți face la ție, bale de aia. Ok, 1-0, deci, 1-0 pe TikTok, 1-0 pe social media unde te-am bătut. Băi, bate-mă tu pe TikTok, bale de când am venit aici să mă bat pe TikTok. Păi nu, da, păi nu, da, asta e cursul. Dar că vedem mai ce mai ai, câteva ore. Nu, eu nu am venit în emisiune. Mai sunt câteva ore, pam, pau, și începe de asta, poate o să trece și urme, să vedem. Deci, în felul următor. Tu ai venit, n-am zis că de la Baia Mare, că-s foarte cunoscut. Da, n-am zis că-s foarte cunoscut. Dacă ai uitat, deci dacă ai uitat, dacă ai probleme cu demența și nu ce vorbești. Că-ți dau șuturi în baie, îți dau de asta, ești nebun. Da, hai să facem o conversație. Dacă ai demență și ai uitat ce ai vorbit emisiunea trecută, tu ai spus, ai venit într-o comună cu trei oameni care vă chinuiți să vă adunați. Băi, n-auzi că dacă tu nu erai cu ăla, tu chiar crezi că ești tu? Păi de ce l-ai pus pe ăla dacă era cu săturite? De ce e sclavul ăla? Bă, de ce e sclavul ăla? Nu, eu nu sclavul lui. Păi de ce e sclavul lui? De ce te-ai dus după ce ești cu mine aici? Tu ai o vârstă și ai frustrări. Normal să ai frustrări. Tu chiar crezi nebunule că ești cu ăla? Bă, tu ai nebun la cap, tu ai început să crezi că chiar tu ești. Toți oamenii acasă știu că după o vârstă rămâi cu nervul. Bă, ciupește-te, nu te trezești. Rămâi cu nervul și cu frustrările. Chiar ai început să crezi că tu ești ăla. Băi, o să le depășești. Mâine o să le depășești pe mine și frustrările. Ai frustră că ai îmbătrânit. Ai frustră că ai îmbătrânit, că nu te respectă lumea. Că ești fraier, înțelegi? Păi gata, taci un pic. Păi nu stai cu matele cum adă mănânc, cu cui tu mi-e stropă. M-ai enervat? Mie îmi place că s-a întâmplat asta. M-ai enervat cu sclăvia asta ce ai făcut cu calul și țara. Păi asta o fobie pentru tine. Mie îmi pare bine că vrea să te iau de prieten sală și acum gata, o dăm ceală, vedem ce faci. Să mă faci nănaș, îți dai seama. O să vedem. Băi, Dani, trebuie să vezi lucrurile cum... Nu vreau să mă pună nașul la copil, să mă pună de-astea, venise să-mi pup pe mâna și acum începe cu de-astea. Oamenii de acasă, să audă și o conversație între noi doi. S-a dus prietenia, bau! Nu vreau prietenie cu tine. Pentru că nu era capabil să porți o prietenie și te-am bătut. Bau. Învață să bați mingea prima dată, să vii un pic mai tehnic. Învăț să bați mingea la asta, vreau să te bat, mamă, uite, ți-am adus și șaful, ți-am adus și șaful. Știi să joci șaf? Da. Știi, bută și mie calul. Bă, lasă să mă arăt viața mea. Am vrut să văd dacă mai ți-aduce aminte. Dani, ascultă-mă. Băi, Calito, nu arăt, nu te mai ascult, băi, eu nu mai vorbesc cu dăștia, bă, șeale, dacă vrei să vorbesc cu dăștia. Bă, la ce ai minte emisiuni dacă îți mă vorbesc cu dăștia, mă? Băi, nu vreau să vorbesc cu tine, vreau să vorbesc cu tine. Mare, ascultă-mă, ești bătrân, ai fost mare unul la mână. Nu mai ești capabil. Dacă bătrân așa să fac, băi, să-l vii cu pantofi cu top, să-l dai cu top cu capa. Nu vezi, mă, că te excis, așa tare, stai așa, ascultă-mă și tu. Am auzit că nu știu, face procedee de-astea de muiță, mă pune pe spate, îmi face muiță și mă termine, că sunt sensibil jos acolo. Mă, de-astea de muiță, știi? Omii, ca să văd că nu-i capabil să asculte omul. Ei nu mai să vorbească. Mă, îmi fac schema de-astea de muiță, mi-asta mi-e frică. Dacă nu faci schema de muiță, în rest, nu mi-e frică de nimic. Da, mă, am văzut că te excis foarte tare. Să nu-mi fac schema de muiță, să mă pui pe spate, că mă termin repede, că eu sunt sensibil. Bă, în afară de două vorbe care ai, cine ce spui? Hai să-l auzim ce spune Lupș și să vorbim pe rând, să facem un dialog ca să reușească cei de acasă să înțeleagă exact ce s-a întâmplat. Spune, Adi, ce ai de spus. Eu vreau să înțeleagă oamenii de acasă un singur lucru. Eu nu am treabă cu Dan, eu vreau să spun că tot ce a spus el în emisiunea trecută, că e susținut, că îl iubește toată România, galeria de la Dinamo, Germania, eu sunt nimeni, eu fac reclamă pe spatele lui, interesant că a devenit invers. Dan, no name, și Adi Luce, zeu pentru el. Adică i-am dat umilință pe TikTok, lumea mă iubește, mă respectă pentru că vede că nu vorbesc mult și prost. O zi în ziua în care s-a demonstrat pe platforma zero. Ok, mai puțin până la meci și o să demonstrați și în meci ce se va întâmpla. Dan, ce ai să-i transmiți? Eu mă mint și asta cum are tupeu să mintă, fiindcă l-a văzut o țară întreagă și alea, fiindcă el este basalul ăsta lui Balegaia TV. El e toată și alea și eu nu știu cum are tupeu ăsta să mintă, el chiar crede, mă, nene, că ăsta are susținător și alea. Ce să-i zic, îl termin repede și alea, nu vreau să-l bat, eu nu zic 20 de secunde. Și alea, că vreau să-i și trag câteva. Și alea, maxim două minute, îl nenorocesc. Ai făcut afirmația chiar la începerea discuției, la începutul discuției,
că nu te va atinge deloc la față. Deci cum vedeți fața asta? Uitați-vă la ea și astea. Cum o vedeți acum, așa o vedeți și după meci. Nici măcar un pumn n-a putut să dea. Nici măcar un meci n-are cum, nici măcar un pumn n-are cum să dea și alea. Cu el rezist și alea și trei reprize și astea, știi? Cu ea mi-ar fi mai greu, poate cinci, dar în partea asta l-am rezist două minute, îi dau los. De ce ai spus mai devreme că nu va veni la meci? Adică păi dacă ai dubii? Ating, păi dar cum adică? Normal, dacă vii la meci o să fii atins. Dacă nu vii la meci, bă, să stai la bătaie, să nu fugi, că mi-e place să iau pumni în cap și dar nu o să mă atingi. Ai luat mult la viață, mă, Dani, hai să spun ceva, să-ți vreau domnii. Ai zis că ai plecat de 15 ani în România. Nu mai trebuie din amintire, ai făcut fapte mulți 20 de ani, trezești în realitate. Frate, mi-o bătaie că am mers pe bicicletă, stai liniștit, trebuie doar să-ți un pic în astea. Bă, ce mai ai câteva ore? Mai ai câteva ore și ți închid clonțul, gata. Vezi că aici am cușcă, te dau sclințul, ascultă-mă. Vasale, Vasale, mai ai un pic și ți închid clonțul. Este clinț la ușă, zăvor de ăla. Bătim că trebuie pampe, ascultă-mă. Bătim că când auzi clințul, ți-a trei pampe. Mai ai o zi și ți închid gura. Ești de bun la cap, după aia te apuci înapoi de șah, de handball, de astea, că acolo e locul tău. Ai venit cu o minge de handball, de ce ai adus mingea? Păi am adus mingea, că m-am antrenat și pe handball, i-am dat și pe handball și aia după meci vreau să-i dau câteva mingi de astea. Nici minge de handball, că nu faci diferența între minge de fotbal de copii și o minge de handball. Păi nu mă ți-am luat asta mai mică, că aia cu handball mă făceai, că tu ești handballist, să te păcălesc, înțelegi cum joci și tu, cum trișești și tu. Probabil. Și m-am antrenat și pe handball și pe șah, a zis că știe șah, i-am dat să mute calul, l-am mutat odată și alea, joacă bine șah, l-am văzut că joacă bine, da. Mi-am dat, a jucat șah și l-am pus să mute calul și mi l-a mutat ca lumea, știi? Și am văzut că da, și atunci am zis nu mai joc șah cu el, am zis să-l iau pe handball, pe toate astea, știi? Și la sfârșit să-i dau ștachiile astea și alea să-l nenorocesc, îl dezmembrez. Am venit cu mașina la cum vedeți afară și alea am ăla pe sicriu pe capotă și asta, știi? De alea unde ții schiurile, i-am luat măsura și la 2 metri jumate, îl bag acolo. Îl duc acasă pe capotă. Bată nas, toate astea. Crezi că el va face un meci corect mâine? Cine? Adversarul. Păi acum să mai crede în el că face meciul corect, băi, dacă l-am văzut și alea că face, părea el pe elovat-o, domne, oameni bun cu tare și l-am văzut că e pervers așa, nu cred că face. Crezi? Pervers, dar poate nu o să-l fac nicio curat mâine, să vedem. Crezi că l-ai intimidat? Pe cine? Păi nu-l vezi că e timoratul și ăla, dacă capă el de dacă când nu vei respecta regulamentul, dacă nu vei respecta regulamentul și vei băga degetele în ochi sau vei lovi sub centură, risc să fii descalificat. Asta este o chestie facaterică, adică și faci... Aici o să se vadă, fiindcă Balega TV nu o să mai fie cu el de față, nu o să mai fie aici, nu o să mai e alți susținătorii lui care crede în creare, o să fie doar cu tataie. Îți doresc să mai provoci pe cineva după toată vreau să mă concentrez acum pe meciul ăsta și astea, vreau să mă concentrez că vreau să-i dau ca lumea lui ăsta și după aia să vedem dacă este, o să mai ne gândim, să vedem. Tu îți dorești să provoci pe cineva? L-am pe film și alea, dacă este care poate o să bage el, o să vrea să are câteva provocări de astea, dar asta vorbim după aia dacă. Probabil dacă Dan, din respect, nu pentru mine, că nu vreau respect, pentru cei de acasă, să pot să vorbesc și eu, să nu vorbim doi peste o altă, poate aș mai avea și eu ceva de spus. Te rog. Vă spun sincer, vorbele nu mai au sens. Pentru că oamenii de acasă obișnuit cu Dan să vorbească mult și nimic nu a făcut până în prezent, nimic nu a făcut ce a zis. Bun. Acum mai rămâne o zi până la meci în care eu vreau să, să fiu mai reținut, să nu mai vorbesc mult, să vină ziua de mâine. Până acum, pentru că asta înseamnă un om puternic. Eu nu am lătrat. Tu ai lătrat și n-ai făcut nimica. Eu vreau să vină ziua de mâine să punem tăcere, liniște totală și să vină ce o să mai spună după aia Dan. Pentru că v-am explicat, nu mă pot pune cu el pentru că el trece din amintiri, el tot ce vorbim nu a confirmat nimica, nu are nici, deci nici nimic din ce a spus, nu s-a văzut nimica. Frate, mi-am căutat adică, peste tot pe YouTube, ești două vorbe, că el a zis că cine știe, zici că tu ai demonstrat mari are fapte, două vorbe, zici că ăsta a făcut mare fapte, deci, a demonstrat el prea multe. Ce-i demonstrat, mă, că zici cu mingea de handball nu știi să-și joci, la șat nu știi să-și joci, ce-i demonstrat? Ai făcut furăciunea asta, ce-i demonstrat? Da, e adevărat că nu am lăudat. Păi te-am căutat pe YouTube și te găsești, da. Și tu zici mie că te găsești, iar ești nebun la cap. Mi-ar fi rușine păi să mă laud. Păi YouTube să vezi dacă apare pe undeva, ești nebun la cap cu handball. Păi dar ce-i demonstrat? Mi-ar fi rușine bă, să mă laud. Bă, tu zici mie că n-am demonstrat, da. Eu am demonstrat, vorbesc și alea și ți-am făcut cu varză. Băi, ai zis că ai fost la psiholog? Ai zis? Te-am dus la psiholog, da? Ai zis că ți-ai patru doctori cu tine? Ai zis? Bă, îmi zice și Adane, am cel mai mare staff, am patru doctori. Bă, mi-ai luat o piatră după inimă că nu te mai duc eu pe la spitale. Dacă ți-ai luat patru doctori, e bine. Dar nu-ți plătește ea bine. Spune varianta lui. Dacă mi-a scris Arafat, mi-a scris Arafat un mesaj. Băi, Dane, zilul ăsta să-l lase că nu mai are tot smurdu. Lasă-mă că nu mai este de asta, ești nebun. Să înțeleagă oamenii acasă că nu am să mă laud. Bă, mi-ai zis că ai patru doctori, zi! Patru doctori pentru tine, dar dacă tu păi nu înțelegi ideea... Că ai patru doctori, da, pentru tine o să fie patru doctori. Dacă oamenii acasă nu trec, nu sunt om lăutaros. Cum să mă laud eu că am bătut pe cineva, sau ce fapte am făcut eu pe stradă, sau ce mare sportiv,
dacă eu nu pot să le demonstrez. Eu acum v-aș putea spune că am bătut luptători. Păi uite, mâine seară în cușcă Dan Blon nu vrea să demonstreze. Dan Blon, da. Sportiv de 2 metri, iau-te cum mi-a arătat un sulețu, iau-te cu ce mă pot mândri. Cu ce mă pot mândri. 5 titluri de campion național, echipa națională. Bucșa, 2 metri și mi-a arătat un sulețu plastic. Te rog, lasă pentru oamenii ca să înțeleagă și eu ceva. Calificat la campionat mondial cu echipa națională de 25 ani, s-a fost calificat până în 2015. Am jucat la echipe cum ar fi CSM București, Farul Constanța, HW-Sud. Eu cu aia m-am lăudat pe TikTok la mine, cu aia m-am lăudat, mă laud și la voi. Cu performanțele care le-am avut și am medalii, care le-am furat, le-am câștigat. Dan, dacă se laudă că am avut 20 de ani, o băga la ceva de aici și de nou sau ceva, au fost din amintiri. Urmează ziua meciului de mâine, când o să vedem pe cine mai bătut el sau cum se bate. Credeți-mă să știe bate, credeți-mă cum îl văd așa, credeți-mă îl văd ca pe un urs, ca pe un urs, îl văd, dar nu știu să dea o directă. Atâta echipe și de ce nu scrie de asta YouTube-ul de tine? Scrie odată că te-ai dopat, că te-a prins dopat cu nu știu ce și în rest și alea ce scrie de ce? Și că domnule, ziare, păi ziare poți să-l zici la vârsta mea că erau ziare, dar acum ai internet. Și că domnule de mine a scris un ziare. L-a văzut lumea pe ăsta la radio, mă, da, se uita lumea la radio mereu și vedea. Tot ce ai vorbit până acum s-a întâmplat, 60.000 de oameni. Bă, și tu ai făcut multe rău de tot, ești nebun. Uite, mă, apare cu un ursuleț. Băi, dai 2 metri, nu ți-e rușine, mă, să apari cu ursulețul. Ce zici, domnul urs? Ne bate blondul și ursulețul, da? Și ar fi că și familia lui a zis, băi, Lungan, ești mare, ești alea, dar te rog eu nu te duci acolo, că și noi ținem cu Dan, ești nebun. Așa i-a zis și maică sa, băi, uite, am făcut, ești mare, dar nu te duci acolo, că te bate blondul. Dan Blondo primi viol în direct pe TikTok în data de 11 februarie cu galeria de la Dinamo, îi respectă ăsta, dar pe el, marele luptător, marele șmecher în bani, nu și-o permis să zică la un prieten de-a lui, să zică, bă, ai luat o miliță, ăla nu a fost bătaie, a fost viol în direct, mă, eu nu cercesc, am bani, ești nebunat, ce bani ai, mă, eu nu cercesc, tu bine vorbești de bani, mă, stai în dreacu cu minte că dacă îți vând ceasul scump pentru un apartament la tine în sat, ești nebunat, ca să-l scump pentru un bloc de la Tauri, e că dacă aveai bani, bă, n-auzi, dar din gură și dacă aveai bani, spune la băiatul tău să se încarce 1000 de euro, frate, ai fost amărât pe TikTok, am avut 200 euro donații și tu te pui cu mine la șmecherie, mă. Eu dacă tag din gură, înseamnă că nu ca să mă scoai. Ai trecut de la hambar la șmecherie și... Dacă tag din gură, nu înseamnă că să ai respect oamenii acasă. Bă, tu ai trecut de la hambar și tu la șmecherie. Te-am făcut șmecher pe spatele meu, nebunule. Ești o fosilă obosită care a făcut aici. Ți-am zis la masă aici, băi, zi, mersi, că te las. Băi, ești o fosilă, băi, ți-am zis la masă aici, mulțumesc, Dani, că te-ai lăsat să mare. Apărai tu să te bată la gât. Ascultă-mă. Deci, auzi, ești un bătrân pentru mine, un expirat. O să strag mâine, expirat. Băi, ți le-a pus ăștia pe carnețel, le-ai scris așa că n-ai avut vorbirea ta. Pentru că respect oamenii acasă. Sau le-ai tras pe astea ale mele. Bă, respect pentru sponsorii mei. Și acum nu mai ești respect? Păi te văd că ești nesimțit. Văd că ești nesimțit. Și să spun ceva. Pentru sponsorii tăi. Pentru că sunt om cu bun simț. Pe mine, la mine nu se uită la fraie. Băi, dacă ești un om cu bun simț, nu furai. Nu furai, ce să fură? Ai furat, te-a văzut. Nu se fură. Te-a văzut o deci țară întreagă. Deci că tu aici, ești vasalul lui Slavă. Nu, consentul cu tine în cușcă și o să zic, Dane, Dane, te respect, dă-mă un pumn. Aici nu se mai fie nimeni. Băi, băiatule, mai până mâine. Aici înseamnă să te duc aici, în capul. Aici. Tu pentru mine n-ai școala vieții, ai trăit deja pe stradă. Dacă ești ca un oficial pe TikTok, trebuia să fii pregătit din toate punctele de vedere. Știi ce ai fost tu? Spune-o. Ai intrat cu o târșă de aia, m-ai jurat 20 de minute într-una și nu te-am jurat odată. Respect pentru tine. Deci m-ai jurat 20 de minute. Deci nu ai ce să te pui cu mine, frate. Te-ai pus cu mie pe TikTok, te-am violat. O să te pui cu mie cușcă, o să iei viol. Ce vrei să fac cu tine, frate? Băi, mai e o zi, mă, să mai am vrut să auzi, am vrut să... mai e o zi. Astăzi băi, violule, și cu ce să tăvălești tu, mă, cu pula aia, cu buton de lift și tu faci violul, da, ești nebun? Da. Băi, bebino, păi, păi pun fustă și te faci gagică, mai ești nebun, ai început să violezi și tu, nebunul dracu. Te-am violat pe tine. Băi, dar unde dracu dacă stă pula la numai calibrile la cea la 6 jumate, ești nebun, nu vede odată de sărit. Ai nasul la trei ochile, știi, mă, ce față, ești nebun, acum pula la cuci, faci uitați-vă la mine, relaxat, calm, de, poți să-mi iei... Păi, dar eu am nervii în pulă și alea, nu sunt nu se bate prea pe inima mie. Deci asta nu știu dacă... Băi, nu sunt bolovan ca tine, eu am nervi în pulă, da. Păi rămas nervul, oamenii buni, după 40 de ani... O să-ți aud gura mâine! După 40 de ani scade nivelul de testosteron, rămâne și ce rămâne. O să-ți aud gura mâine! Ce bărbat ești tu, mă, bă? Tu ești după cum e, ești o fetiță, mă. Mâine ți închid gura. Ești fustiță, ești la ce vorbe ai fost scos. Băi, ți-am zis să nu vii cu pantoful ăla cu tocul cui. Vrei să nu vii cu pantofi cu tocul cui, când dai. Păi adu-mi tu să-ți dau cu ingură.
Că și ai grijă să ții chiloții aia bun, să n-ai pista aia de avion, da, negrele aia, păi cum e pista de avion, ăștia de acasă, să ascultați, ăștia de acasă care sunt un pic mai deșept, știu că ăștia care latră nu mușcă. Ăsta e un labrador de la Golden, mare, blond. Sunt câine roșu, câine roșii veninoși. Labrador care le iei să-și prinse. Câine roșii veninoși, nu știu dacă ai auzit. Am văzut. Nu știu dacă ai auzit. Bam, ți-am băgat veninul, să vezi. Am văzut ce... Băi, nu mai asumă că mai ai 3 ore și aia până te bate. Bă, rău, Dan Blondu, ești a trecut. Ascultați-vă, Dan Blondu, mare șmecher. O să mă visez. Bă, eu zic la București, mă vot la 60 de mii de oameni. Eu zic, Dan Blondu, faci poate... Băi, dar eu nu sunt vasalul lui Sclavul ăla, tu ești sclav, ești vasal. Păi ești vasal. Auzi, hai spun ceva, tu faci... Ești vasal, odată ce ți-ai pus ăla și te-ai dus domnul, poți să faci ăla, ești vasal. Auzi, mie mă fundă râsul că tu faci o confuzie, el vorbește de cineva care n-are nicio legătură. El e un om frustrat care... Ce se întâmplă? Nu vreau să intre cu cineva într-un live pe TikTok și omul a făcut un prieten, program s-a jurat de trei. Pe mine m-a ajutat sponsorul meu oficial, nu m-a ajutat nici de cum persoana respectivă. Dar fă-l pe Dan să înțeleagă. Păi are tensiunea 200, da, băi, cum să înțeleagă? Dar aici făceam pe sponsor meciul ăsta sau făceam pe susținători? Și dacă lumea din, păi spuneam, lumea de acasă... Păi spuneam, să spun, băi, gata, cine, mă, da, nu mai mă Dani, ceva, nu mai mă lumea de acasă, asta, okay, lumea de acasă, cine susține TikTok? Bă, oamenii de acasă, bă, nu e, sau tu? Am făcut vreo reclamă la ceva? Păi nu, cine să pună reclamă, mă, pe tine? Nu zic așa, am făcut vreo reclamă? Dar cine să pună reclamă pe tine, mă? Să fac cele, să fac 3 lei, ești nebun la cap, ai zis să vede de susținători și ți-ai pus să... Ca să pună și o reclamă pe tine, trebuie să vadă tine un potențial, mă, ce potențial să mai vadă tine? Bă, tu aveai 3 cetățeni în comună. Programul Rafa. Eu nu știu, se întâlneau ăștia la handball, 6 la 6, când sunt 10 în toată comuna. Eu nu știu cum făceau ăștia doi echipe. Am văzut, te-am aruncat în aia. Cine a intrat, ai făcut reclamă la un dă la și alea și te rog ce ai aruncat în aia? Bă, dar eu mă mir cum dai tu pe ăsta să crești și tu ești nebun la cap ca așa e. Bă, tu crezi din capul tău că așa ești? Bă, nu, tu crezi asta. Bă, tu crezi că ai susținători, așa te vezi. Da, s-o văzut. Pe că ți-a umblat ăla la memorie, ești nebun. Bă, mai mergi la psiholog, bă, că ți-a umblat ăla. Ți-a umblat balegă la memorie. Da, te-am aruncat în aer. Bă, ți-a umblat balegă. Deci tot ce ai vorbit în emisiunea trecută, marele Dan Blondu, marele cunoscut, marele Dan Blondu de la Capital, o de mii violat pe TikTok, de unul de la Baia Mare cu trei oameni. Bă, tu n-ai cu ce să violezi și alea că tu vii cu faptul cu TikTok. Ce dai cu să violezi, istorie. 20.000 de puncte, marele Dan Blondu. Să-ți fie rușit că te prezinți pe platforma la oficial cu 20.000 de puncte. Eu cred că ai tupeul ăsta maxim, ai tupeul maxim, gata. Să vezi ce te bat pentru asta, să vezi ce te bat pentru asta. Dar tupeul ăsta maxim, ca nu ai să vezi cum ce stai. Capacitatea lui Dan Blondu doar la bătaie. Dacă am la bătaie, la ce vrei să fie? N-am venit să ne batem, dar n-am venit să-și cânt tablă și așa. Da, aici nu-i doar. Capacitatea mea e numai la bătaie, nu? Capacitatea ta, păi asta este, că de-aia venit aici. Mai venit pe chat. Tu nu ești capabil să vezi că noi suntem într-o emisiune acum, să discutăm. Dar mă interesează, mă, că sunt în emisiune. Să dau în față un sclav și alea care s-a vândut pe un pumn de mărunci atâta. Ai în fața ta un sclav care mâine o să-ți dea umilință totală și după care o să strigi așa, regele. Așa o să faci, regele. Păi bă, să nu o să fiu pentru regele, bă, pentru tine o să fiu și o să-ți dau tinerețea peste cap. O să vezi. O să vezi. Deci până acum nu mai lătrat. Mai sunt câteva ore și îți dau tinerețea peste cap. O să dau, să aduci medalele alea, să le pui aici, le pun pe măciucă, nu le pun pe... Okay. Pe mie nu mă respect. Nu le pun pe măciucă, că eu nu pot ce alea. Deci medalele alea tot așa le-ai furat? Pe mie nu mă respect. Băi, medalele alea tot așa le-ai furat? Da, le-am furat. Le-ai dus în vestiare și le furai? Le-am bătut pas și am furat. Băi, le furai pe la aia din geantă, că dacă te văd cu ars pe vers, așa cred că... Bă, termină-te un pic. Din respect, ascultă-mă. Când erau băieții de la masă, te duceai și le luai medalele din geantă, că așa mă cuar. Așa vă coar. Vorbe... Când sunt cu tine și alea, nu pot să respect. Respect, respect toată lumea de acasă, nu respect. Respect toți susținătorii mei, toată lumea. Da. A văzut toată România că ești un furăcios și că ai jucat, adevărat. Ai una ca iar să faci. Dacă respect, ascultă-mă, dacă respect lumea de acasă. Să-ți fie rușine. Respect toată lumea de acasă. Nu, dacă respect lumea de acasă, transmite-le ceva la oameni de acasă. Din fața mea nu mai e niciun fel de respect. Vorbește-le ceva frumos la oameni de acasă dacă îi respecti. Că nu auzi numai jurături, dacă ai două, trei cuvinte care le repeți. Bă, nenii, ai cu vocabularul, ai crescut, mă. Că am văzut oameni care... Am crescut pe stradă, mă, ți-am zis că am fost la facultate și am zis vreodată că sunt citit. Oamenii pe stradă... Bă, n-ai văzut că tu la elevatul ai ars o pervers și ai furat? Și ăla care stau pe stradă și nu știu să vorbesc, și alea eu am jucat cinstite și nebun. N-ai vorbe, mă, adică n-am vorbe, fiindcă eu n-am facultate. Probabil ai trei oameni lângă tine. Crescut pe stradă, te bat baga moțește. Nu, știți cum a crescut, Dan, eu vă spun oameni de acasă. Eu te bat ca pe stradă, eu nu te bat ca la facultate. Dan a crescut cu 3-4 cățăi lângă el, care îi spune, Dan, auzi, ești bun, ești tare, băi, ești cel mai bun. Termină-te, mă, să vorbesc cu oameni. E adevărat. Băi, tu nu erai născut nebune, tu n-ai dorit să știi de mine, fiindcă tu erai abort. Băi, tu erai abort când eram șmecher, la urmă, tu erai în proiect. Tu ce șmecher pe TikTok, mă? Tu ești șmecher pe TikTok? Băi, eu nu sunt, băi, nu sunt șmecher pe TikTok, mă, că eu sunt pe stradă, nebunul, eu am jucat pe TikTok de 2 săptămâni. Să te bat pe tine, la asta cauți. Pe TikTok, pe mine? Pe tine, da, dar nu vreau să te bat pe tine, vreau să te bat pe căcagul ăsta ăla și te-ai băgat un seamă ca chiloți în cur. Să înțelegeți că băiatul ăsta... Te-ai băgat pe aici, băi, te-ai băgat în medicinul ăsta, în seamă ca chiloți în cur. Da, eu am fost singur care am acceptat cu bebelul că voi vă trei pampe. Stai, nu știi că eu am provocat. Nu, e adevărat.
Nu vorbim. Bă, cine a provocat? Cine a provocat? Eu am mesaje cu Eric Sefo, tot. Cine a provocat? Cine a provocat? Ce ai provocat că? Pe Bebino, tu l-ai provocat. Eu l-am provocat pe Bebino, a fost primul. Deci eu am fost primul la mine, postarea e postată primul pe platformă. Bă, n-au scris tu nici mie. Public, public, din ce știu eu, eu știam de meciul lui Blondu cu Bebino. Nu am dat de meciul. Înainte de Purici am fost eu. Numai care a fost problema. Deci nu vorbiți pe prostii, că eu am zis în felul următor, eu mă bat cu Bebino, am filmări, gratis, mă, nu trebuie bani, nu trebuie reguli. Că vorbeai tu și nu te lua nimeni în seamă, eu zic de când s-a luat în seamă, de când s-a luat în seamă. Păi nici pe tine, că dar ce s-a întâmplat? Când Grosarul a luat pe Dan Euforia, o intrat pe TikTok, o dispărut 4 zile după ce s-a dat seama ce a făcut, că l-a provocat. După ce mi-a dat seama că s-a făcut, ce a făcut, sunt aici. Da. Ai înțeles? M-a luat Eliksef și după ce mi-a dat seama ce am făcut, sunt aici, asta m-a putut. Da, Eliksef nu a mai putut, pentru că Dan Blondu i-a trăit pampers, că a zis că în două săptămâni trebuie să bată cu Bebino și nu-i pregătit. Păi da, tu ești pregătit să provoci un om, dar... Păi băi, n-auzi că tu erai pregătit să ții punii ca să te ajungi pe jos pentru cum ai făcut acum, pentru o mână, pentru 3 lei, 5 lei. Eu nu mă interesează banii, ești nebun la cap. Eu vreau să fii pregătit să te bani. Păi dă-mi bursata mie dacă interesează banii. Păi stai să te bat. Păi dă-mi bursa ta. Păi ia zile la oamică, îmi dai bursa ta. Azi ești la urmă de bat. Bănăcăjitule. Vino cu acolo. Bănăcăjitule. Adu-mă să-mi dai promiți că ești vasalul meu dacă stau. Bănăcăjitule. Bă, ești vasalul meu dacă stau bursa. Bănăcăjitule cum vorbești. Deci, spiritele. Bă, de vii vasalul meu? Nu vorbi de bani. Ascultați-mă. Da, mă, da, și dau. Ascultați-mă. Bă, îți dau bursa mea, dar mă asculti pe mine, nu mai ascult pe nu, termină că nu vorbi cu bani. Dacă nu vorbești de bani, dă-mi mie bursa ta atunci. Spiritele sau ca mâini. Sau ca mâini. Dacă mă uit la cap de mel că ăsta. Mulțumesc. Spiritele s-au cam încins. Eu zic să vedem mâine seară cine va ieși învingător din cușcă și să trecem să la face-off. Hai să vedem. Hai, băieții, mai în față aici. Aici la coroană. Ok. Ho. Și cu fața la cameră. Și cu fața la cameră. Bun, mulțumim, mergeți la locurile voastre. Foarte frumos. Și te rog un ultim mesaj pentru adversarul tău de... Eu cred că au fost vorbe foarte multe. Oamenii acasă trebuie să înțeleagă. Eu sunt omul ăla care este un om direct, un om care vorbesc mai puțin. Am vorbit mai mult decât îmi doream să vorbesc. Eu cred că trebuie să oprească lucrurile aici și mâine să vadă în cușcă. Ăsta să fie ultimul mesaj. Nu-mi doresc să mai vorbesc nimica. Cred că am vorbit foarte mult. Cel puțin eu am vorbit. Pe mine, dar nu mă interesează. Eu cel puțin am vorbit cam mult. Mâine vreau să demonstrez tot ce am vorbit. Eu pentru la chestia și alea îmi pare rău și, și rău și bine. Îmi pare bine în primul rând, fiindcă s-a întâmplat chestia asta cu el și mi-a dat nervul ăsta așa. Și al doilea îmi pare rând că am pierdut, l-am văzut prima oară un băiat cum se cade și asta și chiar vreau să rămânem prieteni după aia. Iar chestia că a făcut chestia asta de s-a vândut și asta pentru asta nu o să mai rămânem prieteni. Și vedem ce o să fie mâine pe de-astea și alea. Vă promit 2 minute și uitați-vă încă o dată și alea. Fanii mei, chiar după ce se termină lupta nu mai puteți rămâne prieteni? După ce se termină lupta, nu mai vreau să rămân prieten cu el și nu, la revedere, noroc și cu asta basta așa. N-am nimica cu el, că v-am zis de la început, n-am nimica așa, o să fie lupta mâine, nu o să mai rămână prietenie între noi și alea. Văzusem prima oară un băiat ca lumea și chiar îmi plăcea de el și alea. Am zis, bă, nene, o să fie meciul ăsta și după aia rămânem prieteni și alea, ne mai vizităm sau asta, știi? Pentru că a făcut chestia asta și l-am văzut că e ieftin, nu mai vreau să rămân prieten. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați, această gală va fi transmisă mâine seară de la ora 20 pe site-ul rxf.ro, în sistem pay-per-view, de unde vă puteți achiziționa și pay-per-view. Vă mai puteți achiziționa pay-per-view la prețul de 5 euro, prin SMS la 7425 cu textul RXF, urmați pașii, vă cumpărați acel pay-per-view și urmăriți această gală integral Next Fighter numărul 12. Înainte să-mi iau și eu la revedere de la voi, vreau să vă reamintesc sponsorul principal, Las Vegas. Vă doresc o seară frumoasă și ne vedem mâine. Și ne vedem mâine seară la Next Fighter 12.
Lasă-ți cont pe lasvegas.ro, validează-l și primești gratuit 222 de rotiri cash la Big Bass Splash. Vânătoarea subacvatică începe acum. Pescuiește cele mai mari câștiguri. Lupse. Cine o să câștige? Care dintre cei doi o să-l întâlnească pe Benino în Cușca RXF? Live, 15 februarie, Next Fighter 12, Pay-Per-View. Main Event, Dan Blondu vs. Adil Lupse. Co-Main Event, Marius Budin vs. Antonio Angel. Plus 4 lupte spectaculoase. Cumpăr acum Pay-Per-View de pe rxflive.com. Locul unde găsești echipamente din galele RXF. Tricouri RXF Streetwear Collection. Accesorii cu branding RXF. Cumpără acum accesând magazin.rxf.ro. RXF Live. Urmărește live galele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. RXF, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă.